E unul bună ziua. Stimați consilieri, onorată prezență, în conformitate cu articolul 133 aliniatul 1 și articolul 143 aliniatul 1, litera F, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57, privind codul administrativ, precum și a dispoziției numărul 21 din 21 februarie 2020, emisă de primarul Comunei Urechești. Astăzi, 28 februarie, ora 14, Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2020. Punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 17 februarie 2020. Punctul numărul 4, rapoartele comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii Consiliului. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Urechești, județul Bacău, pe anul 2020, inițiator de proiect, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Urechești, județul Bacău, pentru trimestrul al 4-lea, anul 2019. Inițiator de proiect, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Urechești, județul Bacău, care se aplică pentru anul 2020. Inițiator, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator de proiect, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului de ajutoare de înmormântare și ajutoare de urgență pentru anul 2020 persoanelor aflate în situații deosebite domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Comunei Urechești. Inițiator, primarul Comunei. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea domeniilor, serviciilor publice și a locurilor unde se vor presta activități în folosul comunității pe raza administrativ-teritorială a Comunei Urechești, conform hotărârilor instanțelor de judecată. Inițiator, primarul Comunei Urechești. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 2050 de lei pe lună, în vederea acoperirii costurilor lunare de întreținere ale doamnei Alexandru Elisabeta, persoană aflată în centru rezidențial pentru persoane vârstnice, Viața Liniștită, din Comuna Mărgura, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintului de ședință al lunii martie anul acesta. Și ultimul punct pe ordinea de zi, diverse. Înainte de începerea ședinței, aș dori să solicit Consiliul Local aprobarea proiectului ordinii de zi. Voturi pentru? În unanimitate, da? 11 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2020. Voturi pentru? 10 voturi pentru, da? Împotrivă? Am eu de adăugat. Vă rog. Deci, dumneavoastră, când conform filmării, din data de 31, aproape la sfârșit, aici așa, eu am avut o întrebare, deci cu domnul primar am avut o discuție, în legătură cu că am cerut eu să studiez dosarul pentru drumuri. Da. Deci normal, dumneavoastră, este adevărat, este înregistrat, dar trebuia să avem încă o discuție, că aici mi se arată, deci să spune că eu am văzut dosarul, dar eu am spus așa, cuvântul meu împotriva, cuvântul împotriva dânsului. Și cum rămâi? Păi nu, da, nu e așa. Deci trebuia făcut altfel, legal, da, am vreo hârtie la mână, cum că eu am studiat, să semnez, că am luat la cunoștință, l-am verificat, l-am studiat și semnam undeva, într-un registru, în ceva. Așa că am venit la mine în birou și l-a văzut, l-a citit și atât. Și eu ce am spus? Am spus că nu este așa. Cum a zis domnul primar, a consemnat așa ce am vorbit, dar nu-i corect. Păi nu are cum să rămână așa. Procesul verbal, eu înțeleg. Să vorbește. Da, domnul secretar, da. Păi înseamnă că rămâne ever așa.
Dacă nu e așa, nu? Domnilor, în procesul verbal se consemna ceea ce se discută. În procesul verbal se consemnează. Se consemnează. Păi am și spus. Și bine că e și filmat, se vede. Dar nu poate să rămână așa lucrul ăsta. Pentru totdeauna rămâne așa, practic, nu? Referitor la procesul verbal aveți aveți consemnări de precizat? Asta îi trebuie să rezolve problema asta. Nu trebuie să consemnezi, trebuie să rezolve problema asta. Asta nu depinde de... Da. Bun. O notați acolo. Da. Se va vedea și pe cadrul înregistrării. Alte precizări referitoare la procesul verbal. Am înțeles. Deci, domnul Pisecaru, vă abțineți sau sunteți pentru proces? Pentru mă abțin. Deci, vă abțineți. Odată și noi finalizat situația. Adică 9 voturi pentru, da? Corect, domnul președinte? Da. O abținere și unul împotrivă, da? Bun. Se supune spre aprobare procesul verbal din data de 17 februarie 2020, din ședința extraordinară. Toată lumea este pentru, da? S-a aprobat procesul verbal din ședința extraordinară. Domnule președinte, permiteți-mi să dau cuvântul la domnul secretar. Pentru a-ți da citirii ordinii de zi. Vă mulțumesc, domnule consilier, pentru încrederea acordată și vom începe să punem în dezbatere fiecare punct de pe ordinea de zi. Începem cu punctul 1, chiar dacă a fost citit de către domnul secretar, îl repetăm, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Orecheș, județul Bacău. Păi acum ceream avizele. Deci eu acum ceream avizele. Deci față de proiectele de pe ordinea de zi, comisiile au înaintat avizele, da? Sunt avizele favorabile? Este vreo abținere asupra proiectelor? Nu. Comisia a judecat aviz favorabil, da. Comisia economică a înaintat avizele și comisia de cultură. Deci toate proiectele sunt însoțite de avize. Putem continua, domnule. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei. De buget. Pe buget. A, pe buget. Pe buget atunci înseamnă discuții. Cine sunt scrii la cuvânt? Nu. Deci ați avut la dispoziție materiale interne. Vreau să vă rog în mod imperativ. O să stau o perioadă scurtă, o să stau foarte mult. Nu, să încercăm să condensăm lucrurile și să nu vorbim așa de, să ne aflăm doar în spectacol. Și materialele pe care le-ați avut la dispoziție cu câteva zile înainte au fost, cred că, suficient de bine documentate, plus că ați avut contactul cu doamnele la contabilitate care vă dau și informațiile de care aveți nevoie. Odată. Doi. Ca să vorbesc în linii generale, orice buget într-un an pe un an de zile, sau bugetul inițial al fiecărui an, este un buget de început. Sunt cifrele pe care le-am primit de la Consiliul Județean Bacău. Sunt cifrele pe care le-am, deci repet, care le-am primit de la Consiliul Județean Bacău, sunt cifrele de la Ministerul de Finanțe și sunt cifrele de la bugetul local. Fac următoarele observații. Din punct de vedere al dimensiunii valorice, cifra cea mai mare este cea de la Ministerul de Finanțe. Da? Și acolo le-ați avut în valoare absolută și împărțirea pe fiecare categorie de cheltuieli. A doua componentă este venitul de la bugetul local, care este cu mult mai consistent decât ceea ce am primit de la județ. La veniturile noastre, la bugetul local, sunt undeva estimate la vreo 1 milion de lei sau 10 miliarde de lei vechi, iar de la Consiliul Județean s-au primit în valoare absolută, pe toate componentele, 200 de mii de lei, adică 2 miliarde de lei vechi. Deci astea sunt ierarhia veniturilor pe care noi le-am primit. 2. Tot în acest buget mai regăsiți cifrele
pentru două obiective de investiții pe care le avem în derulare. 1. Cifra cea mai mare. Aproape 2 milioane de euro, respectiv 89 de miliarde de lei vechi, sunt bani pentru canalizare, împărțiți în mod egal pentru cele 4 trimestre. Deci, lucrare de investiție prin programul PNDL 2, pe care o avem în derulare, începând de anul trecut, mai precis anul trecut, au fost finalizate lucrările de proiectare, pentru că au fost la pachet proiectarea și execuția, iar de anul ăsta o să înceapă lucrările de execuție pe parcursul anului 2020-2021. Anul ăsta sunt prevăzute undeva până în 2 milioane de euro, iar anul viitor vor mai intra aproximativ 1 milion de euro. Altă sursă, de la AFIR, proiectul finanțare european, măsura 7.2. Aveți acolo, sunt intrările de anul ăsta, undeva 900 și ceva de mii, și cu ceea ce am avut deja în cont, mai avem aproximativ 18 miliarde de lei vechi, cu 1.800.000 de lei. Vor mai intra în bugetul local până la cei 50 de miliarde, cât sunt prevăzuți în totalitate, și folosesc 50 miliarde de lei vechi, ca să ne înțelegeți. Asta ar putea după aceea să ne purcăm în timp, în etapa următoare, până la mijlocul anului acesta. Atenție! Până la mijlocul anului acesta. Pe drum. Da? Ca să înțelegeți în mare cam cum sunt veniturile. Pe capitolul de cheltuieli le-ați avut și le aveți în față. Nu niciun fel de, cred că, niciun fel de dificultate ca să le, să le analizați. Am auzit discuții cu privire la împărțirea pe trimestre. 1. Împărțirea pe trimestre se face respectând o serie de principii și reguli de natură economică, respectiv derularea proiectelor cu perioada nominală în unui an de zile, 2. Sursa de venit și 3. Prioritățile pe care le avem, ținând cont de exigențele și doleanțele pe care comunitatea le are. Cineva critica, și au mai mulți criticau, de fapt, de ce sunt concentrate o serie de cheltuieli în trimestrul 1 și 2. Din două motive. Pentru că trebuie derulate proiectele în trimestrul 1 și 2 conform contractelor. În primul rând, de aceea mă refer la 7.2, proiectul finanțare european. Pe componenta de canalizare este prevăzută suma în mod egal, repartizată, deci e prevăzut pe tot anul fără nici fel de probleme. 3. Trebuie să mai știm un lucru și trebuie să recunoaștem un lucru. O împărțire pe trimestre o faci și în raport de obiectivele și prioritățile pe care tu, în calitate de primar, să fac mențiunea, am mandat până la sfârșitul iunie 2020. Repet, am mandat până la sfârșitul iunie 2020. Și în intervalul acestui mandat îmi vei exercita dreptul, libertatea de a pune în aplicare programele pe care le-am inițiat și pe care le derulez. Scurt. Pentru asta e necesar să existe o susținere politică. De fapt, este o susținere politică și administrativă. Dacă în Consiliul Local va exista această susținere politică și administrativă, acest buget și acele programe vor fi implementate. Dacă nu va exista, nu va exista. Nu e niciun problem. Deci nu trebuie să ne răfuim pe un principiu care nu are sens să-l discutăm, cât de ce e mai mult în trimestrul 1 și 2 sau de ce e mai puțin în 3 și 4. Fac mențiune.
Între trimestrele 3 și 4 sunt asigurate cheltuieli de salarii, sunt asigurate cheltuieli de investiții, sunt asigurate cheltuieli pe funcționari. Sunt asigurate. Dar mai vin și cu alte chestiuni. Fraților, cine va fi primar de la 1 iulie 2020, trebuie să se descurce, să se descurce și el. Asta nu înseamnă că fostul primar trebuie să ia în brațe pe următorul primar. Nu. Fiecare primar își face strategia pe care o are, las libertatea ca următorul primar să-și rezolve problemele pe care le are și nici de cum altceva. Banii nu ia nimeni acasă. Banii sunt cheltuiți cu interes comunitar. Deci, ca atare, nu are rost să ne certăm problemă oarecare. Doi. Stați o leată. Stați că n-am terminat. Stați în cer. Mai am de lucru. După care, da, și sunt o grămadă de materiale. Atacăm după care, după aceea, problema de salarii, ca iar și discuții care văd că precipită lucrurile. Nu văd vreun impediment pentru nimeni și nu las catastrofă după mine, să fie foarte clar. Nu. Sub nicio formă. Vor rămâne bani în buget pe investiții în continuare și vor mai intra și alți bani pe investiții, garantez lucrul ăsta. Deci garantez că vor mai intra pe investiții cel puțin 1 milion de euro în etapa următoare, ca să ne înțelegem. Și asta pe drum. În afară de ceea ce am spus până acum. Vor mai intra alte surse din afara bugetului local și din afara acestui buget pe care noi trebuie să-l aprobăm în momentul de față. Ca atare, interesul meu nu este de natură politică. Interesul meu este ca la sfârșitul mandatului să pot să las ceva după mine. Scurt. Asta este prioritate. Deci pentru un primar care a trecut atâta de multă perioadă prin funcția pe care o ocupă, nu ideea de mandate sunt prioritare, sau este prioritară, ci ideea de a lăsa de după tine. Asta este esența. Asta este filozofia gândirii unui primar. Acum vă înțeleg. Asta aveți cu toții, sau 1, 2, 3, 5 care sunteți în sală, dorința să fiți primar, să fiți consilier local, să fiți viceprimar. Fac mențiunea următoare. 1. Funcțiile nu sunt proprietatea personală a nimănui. 2. Știu sigur. Hegel spunea, filozoful german, că fiecare individ are nevoie să fie recunoscut de cei din jur. Și prin asta încercăm fiecare să ne facem simțită prezența și să obținem recunoașterea celor de lângă noi. Perfect. Aveți fiecare libertatea să o faceți. Eu unul nu v-am ținut și nu vă țin la nimeni să vă pun piedici. Aveți totala libertate. Sunt un om deschis. Sunt un om educat. Sunt un om citit. Și sunt convins de un lucru. Că toți oamenii ăștia din comuna Urechești vor ști ce trebuie să facă. În ceea ce privește alegerea. În ceea ce privesc chestiunile noastre punctuale, prioritare, necesare. De astea trebuie să dăm răspuns. Și primul care va da răspuns va trebui să fiu eu. Eu ocup funcția cea mai înaltă. Ceilalți după mine. Inclusiv viceprimar, inclusiv consilierii locali și toți ceilalți. Deci eu cam asta am de spus. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Să ne scrie cineva pentru discuție. Răspunsul. Domnul, nu mă opicuți. Vreau ca să, dacă mai e cineva, pe subiect, dacă mai e cineva, să vă înscrieți, după aia închidem lista. Deci, domnul Psecaru, Brânceanu. Lista la subiectul. Da. Da, nu, trebuie. Ca să n-are rost să intrăm în așa. Dăm cuvânt, mai e cineva? Nu, bine. Dăm cuvântul domnului Psecaru. Mulțumesc, domnul președinte. Deci de răspuns, în față de răspuns, răspund și consilierii, dar și cei care au dat votul și au fost de acord. Care nu au fost de acord, nu au ce să răspundă la niște probleme care dau greș. Asta e una. Acum hai să trecem la trei chestii. Eu am fost ăla care am cerut și am observat că multe investiții și cheltuieli se dirigează în prima parte a anului. Deci, acum a spus dumneavoastră, la sfârșitul lunii iunie, când se termină trimestrul 2, se termină și mandatul. Da, bine, asta e gândit așa.
Iar după și am observat chiar și la investiții, dar chiar și la salarii și la indemnizații. Indemnizații, de exemplu, pentru persoanele cu probleme sociale. O să ajung și acolo. Acum, ia să o luăm așa. O vorbesc puțin pentru buget. Mai sunt și alții. Avem așa, domnul primar, scrie așa la cheltuieli, indemnizații plătite unor persoane din afara unității, 156. Și pe ăștia i-ați distribuit perfect pentru același trimestru, 39. Deci vă întreb și îmi răspundeți ca să mergem mai repede. Am discutat și contabilitatea, am program, sunt prevăzut în cheltuieli pentru cei care sunt contractuali. Nu e vorba de alții din afara. Contractuali cine? Salariați contractuali, că da, primăria aici salariați buget. Știu, funcționari publici și da, astea sunt. Și ăștia sunt? Da. Nu cred. Da. Nu e vorba de alt tip de cheltuieli, e vorba de salarii, nu am ceva. Nu, păi indemnizați pentru persoane din afara unității. Da. Indemnizați. Da, angajatul, salariatul contractual, care sunt în număr de vreo 6 sau 7, ajută-mă. Da. În fine, polițiști locali, referență, nu mai avem referență. Bibliotecar, nu, arhivar, paznici și cu instalatori pentru apă și canal. Aia sunt băgați la salarii. Nu, așa sunt prevăzuți în buget. Nu, eu mă gândesc, eu cred că am tot drept să mă gândesc. O fi oare doamna așa, domnișoara avocat care trebuia să ne abilă și interese și nu o fugi cu banii, cum se spune în popor, fugi popa cu banii. Sau mai fi alte afaceri, sau alte lucrări în curs. Odată ce le-ați distribuit, de unii pot să știu, le-ați dat distribuții perfectă. Deci în alte scopuri, de exemplu, eu mă uit aici cam în față, sunt multe lucruri, pe care toate cifrele sunt cu multi 9, 7, 8 în față și 4 zerouri până în luna, până la sfârșitul lui iunie, trimestrul 2. Iar după, 0. Cum am scris și eu cu alea așa, praf, am scris. Deci, după noi, a spus și noastră, cine va veni ca primar, nu are decât să vină, deci trebuie să vină cineva cu bani mulți, băi. Un american, un englez, un evreu, că iau bani, un banchier. Deci e clar. Acum, mai avem aici așa o sumă care toți colegii, poate că altcineva vrea să o spun, dar o spun și vreau să o spun și ei. La culte, la biserici, 3 miliarde anul ăsta, i-ați împărțit tot în trimestru, acum, deci practic la sfârșitul lunii martie, trebuie să dați 550 de milioane. Nu, 1.500.000, vorbim în bani vechi. Și imediat, până la expirarea mandatului, că așa a spus dumneavoastră când așa, mai dăm iar 1.500.000. După, la revedere, nu le mai dăm. Deci au nevoie de bani acum. Eu am cerut, vă las să răspundeți, am cerut de fiecare dată, ca mai da câte 2 miliarde, 2 miliarde 400. Să vină preotul ceala cu ea, dacă știu cu ei, băi băieți, băi fraierilor 13 care sunteți și cu alți care mai sunt. Eu, hai să fiu fraierul. Uite băi, am cumpărat ciment, atâta sârma ta. Asta e factura, ori atât. Bine că eu verific, nu-mi prezinți tu mie cimentul cu 400, 40 de lei sau de ciment. Așa se face șmecheria. Nu, n-a venit nimeni. Deci, azi, încă o dată repet, ați dirijat banii pentru campania electorală. Deci până la alegeri. Bun, mai avem așa. La investiții. Obiectivul de investiții pe anul 2020. Nu mai răspundeți la culte, că de acum e aranjată. Răspund, deja. Răspund, lăsați-te răspund. Așa. Hai, răspundeți la culte. După deci, domnilor. Știu, biserica e sfântă. Domnilor. Sunt, pe nicioși eu. Eu, din pruncie, am fost educat cu respect față de biserică. Să se dea, dar nu așa. Vin vremuri în care veți avea nevoie de ea și nu veți mai încăpea. Doi. În ceea ce privește biserica, o spun acum. Știu sigur că după mine vor urma oameni care vor avea o aversiune față de biserică dusă la extrem. Chiar ură. Biserica are nevoie de sprijin. Biserica veche de sus plouă prin acoperiș și se distruge și are 300 și ceva de ani. 300 și ceva de ani. Iar cealaltă s-a lucrat la ea, se lucrează, este la vedere, n-a furat nimeni nimic și încă mai e de plătit la ea. 2, 3. Mă, fraților, ia spuneți dumneavoastră, peste 2 ani, ce se aniversează? Știți cineva? Știi cineva. Știți vreunul? Nu sunt de ani. Știți? Nu știți. Vă spunem. Pe 2 martie. Da. 2022 de ani. De când s-a atestat Comuna Urechești. 550 de ani de atestat de documentare a Comunei Urechești. Deci peste jumătate de mileniu.
De la Marele Ștefan. Da? Și atunci noi, peste 2 ani de zile, să ne prezentăm cu biserica Glorie jos, dacă se poate, să-i chicea acoperișul. Fără drumuri, nu mai are fi. Fără nenorocit. Și hai să lăsăm așa. Ar fi intru și eu acum. Deci, vă rog, cât ai vorbit, am tăcut. Deci, eu nu vorbesc mai mult. Deci, în condițiile date, biserica are nevoie de sprijin. Dar să nu uităm și altceva. Toate bisericii din comuna Orechești au fost ajutate pe momentul ăsta. Hai să începem cu Cornețelul, hai să începem cu Lunca Dochia, hai să începem cu Zloboția. Toate au fost ajutate, scoase din riscul de a se prăbuși. Ca atare, fiind din Urechești și eu, nu vreau ca bisericile din Urechești să fie jos. Să ducă sus, în zona distrugerii. Biserica. Biserica. Să ducem în zona distrugerii. Tocmai de aceea insist la capitolul ăsta și mențin punctul de vedere. Deci cred, domnilor, când ați vorbit, ca tare, eu am venit cu propunerea, majoritatea care o să fie și o să susțină, o să aprobi sau nu, eu mi-am susținut punctul de vedere, mi se pare că este principial și corect și nu renunț la el. Încă o... Da. Nu mai am. Avem și obiective, astea sunt importante. Nu am pierdut, domn primar. Dar la ce suntem la ședință ordinară? Nu, el a ridicat mâna să ia altceva. Suntem la cuvânt, domnul președinte, la cuvânt. Să respect. Bun. Domnule, eu nu m-am referit... Eu nu m-am referit că de ce dai. Am zis, m-am referit că trebuie să avem și cu o justificare. Așa trebuie, așa e corect. Mi se pare și că anul trecut am impresia că noi nu am avut prevăzuți. Și ceva, am avut 2 miliarde, nu? Bun. Deci eu nu am spus că trebuie, deci am spus să se justifice. Și altceva, cum îi drenați la amândouă, că ați vorbit de Urechești? Una 150, una 150? Mă lăsați să spun? Da. Deci iar se vede că nu sunteți suficient de atenți la ceea ce votați. Scuze. Anul trecut nu s-au dat 2 miliarde la biserici, domnilor. Nu s-au dat, s-au dat cu 2 ani. În 2018, anul trecut, s-au dat 20.000 la biserica de la Orechești, asta nouă, și 15.000 la Cornețel. Deci ce discutăm de 2 miliarde de lei? Exclus. Deci atât s-au dat pentru biserica anul trecut. 35.000 de lei toți, anul trecut. 20 la asta nouă. 20 la nouă și 15 la celălalt. Părintele de la Cornețel a venit cu o cerere frumoasă, prezentată. Deci, aceste viramente se fac prin transfer și să aduc documente justificative, să fie foarte clar. Nu le dai pe ureche situații de lucrări, materiale, cu tot ce este. Înțelegem foarte concret. Deci să se înțeleagă că de fapt acești bani nu se duc nici în contul preotului, nici în contul altuia și se duc pe ceea ce se face. Preotul digestă. O da, doi. De exemplu, la Cornățel s-a făcut acea clădire care este casa radicală, cu excepția lemnului de pe ea, sunt materiale pe care administrația locală le-a pus la dispoziția bisericii ca să-și rezolve problema. Atât. Când s-a început construcția, până în momentul de față. Deci nu s-a făcut risipă și nici golănie și nici urticărie sub masă. Să ne înțelegem foarte clar. Bun. Deci pentru plățile astea, pentru așa, spuneți că pentru salariații contractuali, ceea ce nu vreți. Hai să mergem. La alte cheltuieli, nu știu dacă ați prevăzut, noi avem o executare silită pentru un domn proiectant, se cheamă Antohii. Este prevăzut aici? Da, un miliard și ceva. Nu, domnule, asta e încheiată situația. Încheiată situația, eu am înțeles că nu e încheiată. Nu, domnule, faci niciun... Da. Bine, mulțumim, domnule. Acum avem la investiții, la investiții. Dar scurt, domnul președinte. La investiții. Eu am aici șalmân și am făcut și o copie să vă omânesc ca să vorbim la aceeași limbă. Dacă vreți, românesc. Avem o rectificare din 19.07.2019. Bun. Și avem aici. Deci, în momentul când am făcut o rectificare, automat că scrie că s-au făcut și plăți pe trimestri. S-au făcut plăți când faci o rectificare. La ce te referi concret? Da, la concret mă refer așa. Mă refer așa. La alarmă PSI, mă refer la achiziționare pancarte, intrare, ieșire, mă refer la proiect, sală de sport, achiziții teren, achiziție ferestre PVC, instalații termice, grădinița ureche. Da. Care eu mai fost odată, s-au luat de la Pârâul Cornățel, că nu s-a lucrat, și la centrul de creier 5 și cu 3, 8, da. Și acum s-au mai adăugat 14. Dar eu le revăd aici așa iar, da. În cheltuieli, da. Pentru, nu, pentru investiții în 2020. Da.
Am vorbit cu băiatul, știu, cu Ferestli, așa este. Ia așa, mai aveți încă 150, care este prevăzut. O rest de plată. Nu, este, mai bine de jumătate. Vă rog, deci este, da, este mai... rest de plată și la ăsta cu băiatul cu geamuri da. Pentru școală și la conform graficului, i-ați dat o parte, nu jumătate. Mai e încă o parte egală cu aia de anul trecut. Deci, domnule, plus încă o parte. Mai este de plat, sunt de plată diferenții care au rămas neachitate până la sfârșitul lui 31 decembrie 2019. Deci nu este vorba de vreo umflătură sau vreo jumătate. Da, achiziția este făcută corect. Bun, la Ferestri e împărțit așa. Bine, trebuia să fie primul centru, deci practic suma totală, dacă era începută, și după aia, la Ferestri, dau un exemplu. Asta era suma de 380 ceva de mii de lei. 38.000, nu disu, 38.000, scuzați, 384.000 de lei vechi. Așa, și după aia împărțați, dar nu, s-a făcut 115.000 și anul ăsta iar 15.000. Practic e aceeași sumă, de asta mi-a sărit în urmă, e rezolvată. În funcție acum, de posibilitate. Da, știu. Acum, la achiziție, la asta, la pancarda aia care scrie, iau 1472 de când noi suntem atestați. Mai avem un rest de 20.000 sau 20.000? Dar cât? Domn primar, dar aici și-am 2019 ratificare care scrie că ați plătit-o. N-am plătit-o toată, domnule. Am plătit parțial. Achiziționare, pancarde. Ați dat odată în trimestrul 3, că noi am făcut deja în trimestrul 3 ratificarea, din 19-7-a. 84.450 și în tot trimestrul 4 ați dat 11.550. Ghișu pe cât fac? 150. 15.000. Acum, în 2020, 28-a doua care este astăzi, avem iar pancarde. Păi a rămas diferența de achitat ca să finalizăm plata. Dar din start eu știu că am hârtiile acasă, că costa 200 de milioane. Vă dați seama, 200 de milioane scrie Urechești, cum la Urechești. Da. Deci aici sigur e ceva. Mai avem așa, proiect sală de sport. Domnul primar, vă mulțumesc. Proiect sală de sport. În 19-7-2019, o găsim acum, uite-o acolo, 35.000. Da. I-ați dat 7.200. I-ați dat 2.800 și i-ați dat și 25.000 în trimestrul 1. Deci s-au făcut 35.000. Acum în 2020 iar apare proiect sală de sport 36.000, care eu deja am planificat-o, s-o dăruiesc proiectantului, 36.000 toate în mână. Acum la sfârșitul martie trebuie să-i dau eu lui cash în mână, că scrie așa, a obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială integrală. Dar practic, eu când m-am uitat aici, mă mai uit și eu. Suma-i toată de la bugetul local. Nu e niciun nimic, nu e niciun fond european, zero. Și mai am încă una, asta cu grădinița, nu mai discut că intră mai mult la grădiniță. S-au luat bani de peste tot și s-au mai pus iar acum 14.000 de lei, deci 140 de milioane, tot din bugetul local, care trebuie să-i dați în trimestrul 3. I-ați dat în trimestrul 3 din 2019 și cred că e pe pagina elaltă. Da. Și ai trecut ea. Nu mă încurc, domn primar, dar nu este. Ia explicați-mi cu proiectul pe sala de sport. Dacă iese lucrarea asta. Cu geamurile sunt de acolo. Am vorbit cu băiatul, așa este. Dar nu înțelege nimeni când pui odată 15.000 și odată 15.000. Nu distorsionez nimic. Așa este. Trebuie arătate exact. Concret, și de ce odată proiect, nu e același sală de sport, odată e 35.000 dau banii în 3 rate și odată e 36.000, anul s-a scumpit cu 1.000 de lei, dar îi dau toți grămadă până, știți dumneavoastră, până. Nu până. S-a plătit decât parțial. Dar scrie plata. Mă asculți o leacă. Deci urmează să se continui investiția prin CEI. Eu n-am plătit decât parțial până acum ca să poată rezolva problema. Urmează de aici încolo ca să se implementeze. Voi plăti când începe treaba și asta e tot. Treaba ce? Proiectul? Proiectarea? Păi asta e treaba. Da, dar e bifat aici când trimestrul întâi, eu dau bani. Eu am dreptul să o plătesc. Păi asta a spus dumneavoastră, că am dreptul să consider. Da, i-ați făcut o plată la 35.000. E aceeași lucrare, domn primar? Dom'le, de aceeași lucrare, dar vezi că... Păi știi ce, una e 35 și i-am plătit-o și una e 36 și nu încă nu i-am plătit-o. Doamne ferește! Dar sunt bani pe care i-ai anul ăsta la dispoziție și diferența o plătește anul următor. Dar care? Dar înseamnă că sunt 70... Da, dar crezi că... 1.000, 71.000... Da, dar crezi că o lucrare de proiectare pentru o sală de sport costă 3.000 de lei? Dar nu-i 3.000, 350 milioane, nu-i 3.000 de lei. Costă așa, mică toată. Deci 350 milioane e grăză. De valoarea ei, domnule. E procente, raport de valoare a investiției. Normal. Și la grădiniță, instalații termice, tot la fel. Da. Din valoare ei. Adă, băi, robineț aici, instalații termice și grădiniță. Ați luat
Și aici, în 2017, ați achitat toți banii, da, tot din bugetul local, în trimestul 3, da, ia colegului de aici, și ați mai luat și din altă parte, pe Râul Bișan și cu centrul de recreere, când am s-au făcut banii. Am achitat și am avut diferență de plată. Și diferență de plată. Bun, haideți ca să procent din total investiții reprezintă. Mulțumesc, dar nu întrebați scurt. Vă dau cuvântul, domnul Forum. Hai, vă rog. Cum terminat, vezi? Și legat de buget, aici este trecut sporul pentru condiții de muncă. Cine beneficiază? Sporul de condiții de muncă grele, de toxicitate, ce condiții? Sporul. Sporul pentru condiții de muncă. Cine beneficiază de sporul acesta? La primărie, la noi nu beneficiază nimeni. Păi sunt trecute aici. De aveți o sumă, 16. Decât, și la iluminată... Sporul din Maș. Așa. La încălzit, iluminat și forță motrică. Intră și iluminatul public? La încălzit? Da, încălzit, iluminat și forță motrică. Intră și iluminatul public. La iluminatul public, toată suma. 1 miliard și ceva. Așa, și mai aveți aici alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Ce reprezintă suma? 170 de mii de lei. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii. E cheltuieli de administrare. Trebuie să ai activități de administrare în toată perioada. Păi, nu vezi să funcționezi? Așa, și altceva ce vreau să mă mai întreb. Aveți aici tot amenajări, intersecții, pavelări, trotuare, pietonale și borduri, ureche și cornățel. Unde se pun borduri și alei pietonale? La cornățel. Nu. La cornățel să ducem până la gară. Ăsta, pavajul. Iar la Urechești... Păi dus acolo, cât îl duceți exact până la linie, până surc în tren. Iar la Urechești este intersecția de aici, de la Botez, de la Făcălesc, cum se spune. Este intersecția de la Gâscă, este intersecția din fața centrului, cum este Bifurcă, și este intersecția cum treci canalul și faci dreapta și stânga. Sunt 4 intersecții. Da. Așa. Și mai aveți lucrări pentru Părâul Vișan, Cornățel, Comuna Ureche. Da, diferența la prezent. Vreau să răspundeți concret de ce nu s-a făcut Părâul până acum. Eu am fost acuzat aici de domnul viceprimar că m-am abținut de la vot și datorită mie nu s-a făcut Părâul. Și sunt acuzată de fiecare dată în lipsa dumneavoastră. Eu vreau un răspuns concret de la dumneavoastră. În prezența mea vreau să răspund. Nu, în lipsa dumneavoastră sunt acuzată. Nu când sunteți dumneavoastră. Când nu sunteți la ședință. Când nu sunteți dumneavoastră la ședința care a fost în februarie ordinară. Iar am avut o discuție cu domnul viceprimar că dânsul este mai coleric, așa, nu se poate abține. Ne jignește, ne face umpluturi și vreau să răspundeți dumneavoastră, să mă lămuresc și o dată, dacă e datorită mie nu s-a făcut acest părâu. Haideți să fiu... Vă rog frumos, dumneavoastră sunteți mai cal, știți să dați răspunsuri concrete și obiective și... Foarte obiectiv și foarte sincer, este una din calitățile mele, sunt sincer, nu sunt duplicitat. Să-mi spuneți dacă din cauza mea nu s-a făcut părâul. Asta vreau. Haideți să vorbim. Deschis. Deschis și... Deci, dragii mei, problema este următoarea. E o prioritate, acel pârâu, în etapa următoare, trebuie rezolvat. El s-a făcut parțial, și știm. Un sector este rezolvat, restul nu. N-aș putea să acuz pe cineva că nu s-a făcut acel pârâu. Problema fundamentală a fost resursa și nu, eu știu, votul sau susținerea cuiva. Hai să fim serioși. Deci eu sunt deschis și vă spun adevărul. Deci, problema a fost resursa financiară și nici de cum alte chestii. Cu siguranță că pentru asemenea obiective se găsesc oameni care se susțină și toți cred că s-ar fi implicat, că nu mi-amintesc decât foarte sporadic a fost situație când s-au abținut de la anumite propuneri pe care le-am făcut eu unii, nu dau nume, exact, eu m-am dar nu, dar nu s-au, fost împotriva. Vă rog, deci dar, nu s-a, dar nu s-au făcut știu, presiuni sau nu s-au luat atitudine de genul resping. Deci ca atare, trebuie rezolvat asta, s-a făcut proiectarea, urmează să găsim soluții și mai fac o paranteză. Tot Vasile a tot zis că am prevăzut pe 34. Mă, fraților, hai să vă spun și sub o altă formă chestiunea. Ascultați cu atenție. Acele sume prevăzute în 1 și 2 nu înseamnă că trebuie cheltuite în mod obligatoriu în 1 și 2. Deci ele, dacă sunt prevăzute, vor fi cheltuite cât poți sau cât ai
justificarea legală, economică și tehnică, diferențele rămase se vor reporta în trimestrele 3 și 4 și le cheltui atunci când poți sau când trebuie să le cheltui. Nu mai ducem discursul în zona asta, că prea e mare și o atras tot, nici pe departe. Deci ele se vor cheltui legal pe ceea ce poți face, concret, cu document și atâta tot. Ce sume rămân? Dar știți că au fost situații și anul trecut când vă propuneam, băi, hai să mutăm de aici dincolo, pentru că nu le putem cheltui. Hai că mici, trebuie rezolvate asta. Mici, 3.000 de mici. Băi, pasă-le, te rog. Băi, pasă-le, dar lăsa, băi. Mici, sume mici. Lasă-mă, dar lăsa destul. Deci ce sume rămân în trimestrele celelalte, sau de la sfârșitul trimestrului 2, se vor duce în trimestrul următoare și să merg ori pe ceea ce s-o proiectat inițial sau pe altceva. Mulțumesc frumos. M-am răspuns corect? Da, mulțumesc frumos. Deci domnul Vici să nu mă mai acuze. Deci nu e din cauza mea. Am lămurit-o. Poți intervii? Așa. Poți și... intervii. Aici intervii. Eu mă înțeleg, urmează perioada electorală. Nu, domnule, nu e electoral. Și dacă vă spun dumneavoastră, dumneavoastră n-ați făcut, n-ați... Vă simțiți prost, nu? Nu, nu sunt prost. Nu, vă simțiți nu prost, nu în sensul... Domnul, nu în sensul ăsta. Nu să se acuzații nefondate. Doamna Frânceanu, haideți să vă spun cum văd eu. Deci, înțeleg că perioada electorală, înțeleg că sunt unii dintre noi mai aprinși, alții mai puțin aprinși, alții nu au poate capacitatea să se controleze suficient și debordează așa cu mai multă lipsă de control. Dar, atenție, mai presus de toate, nu uităm că suntem oameni, trebuie să ne respectăm. Păi, asta am zis și eu. Sunt chestiuni de care trebuie să ține toată lumea cont. Deci eu, în primul rând, că sunt primar, trebuie să vă respect pe toți, indiferent ce îmi spuneți sau cum acuzați, vă respect și asta am dovedit-o nu în fața camerei de la vedere. Am dovedit-o în particular, când fiecare dintre dumneavoastră a venit la mine. De pe masa, din zona asta de aici, ați venit la mine, n-am fost omul nedeschis, să fie clar. V-am respectat și vă respect și vă ajut cu pot. Mulțumesc. Mai am legat de culte. Deci noi nu suntem împotrivă să dați la biserici. Doamne ferește, departe gândul nostru de noi. Când totdeauna suntem acuzați că PSD-ul nu e credincioși, sunt comuniști, așa. Da, domnul primar, dați, e foarte bine că ați dat și la Cornățel, mă bucur. Și vă mai dați? Așa, mai dați. Dar e o sumă enormă, 3 miliarde. Dați două, da? Și o miliardă asta, dați-l spre drumuri, că noi mergem spre Bolovan. Eu mereu v-am spus dumneavoastră despre drum. Vă mai ridic o problemă. Știți că drumul în fiecare lună vă zic, îndreptați-ne și nouă drumul. Sunt persoanele cu dializă. Aveți 4 persoane în comună în Cornățel. Ne-au anunțat de la dializă, i-au anunțat că nu o să-i mai transporte la domiciliu și de la domiciliu la dializă. Ceea ce este foarte grav pentru o persoană dializată, să meargă pe jos. Deci în termen de o săptămână, dacă nu rezolvați cu drumul, vă rog tare mult pe chestia asta, nu-i mai transportă și o să vi lase la primărie să-i transportați dumneavoastră. Deci vă aduc la cunoștință public chestia asta. Nu că-i soțul meu... face dializă. Deci departe de mine gândul ăsta. Dar e crunt ca să știi un bolnav de dializă să vii pe jos sau să știi că nu poți fi adus. Deci ei ne pun la dispoziție toate condițiile. Transport, tratament, tot ce se poate. Din privința lor nu le putem reproșa nimic. Și noi să ne împiedicăm de un drum, domnul primar. Dezăpeziri nu am avut ca să avem cheltuieli. Chiar nu se poate să ne faceți și nouă drumul ăla. V-am spus, nu asfalt. Deci nu vă cer asfalt. Dar nu se poate așa ceva, să circulăm în condițiile astea. Nu se poate. Și v-am spus, dacă săptămâna asta nu se rezolvă, de săptămâna viitoare, o să vi aducă la primărie și vi lasă la primărie. Că nu ei nu mai acceptă. Nu mai acceptă. Haideți să vă dau răspuns. Mulțumesc. Deci, eu să am ținut cum de ceea ce mi-a spus data trecută. În schimb, a fost o mică problemă. Problemă în sensul că îmi trebuia o încredere pe care nu am putut să fac rost de el decât după 1 martie, când au contracte cu dezăperiri și au fost nevoiți ca să-și le țină imobilizate acolo utilajele. Acum urmează să vină încoace. Chiar și azi dimineața am discutat tema asta ca să rezolv problema cu ăla. Trebuie o reprofilare pe un anumit sector, că nu-i tot așa de grav. Pe sectorul ăsta de jos, de la școală în special până mai sus. Ne-au spus să vă luăm legătura cu dumneavoastră, deci, că dacă nu mergem la prefectură, rezolv. Nu ne întindem discuțiile și probleme. Dar trebuie să aveți o rezolvă. Nu se poate, da. Păi nu mai au răbdare. Am înțeles. Nu depinde de noi. Da. Domnul Mărcuț, aveți cuvântul. Da. Domnul președinte, domnul primar, eu doresc ca să discutăm doar două probleme din anexa din 28.02.2020.
și mai precis la pagina a doua, la capitolul 70.02 și la capitolul 67.02. Este aici constituire complex sportiv în comuna Ureche, județul Bacău. E vorba de 30.000 de lei alocați. Întrebare pentru asta. Complexul sportiv va fi așa cum au fost propuneri în ședințele anterioare în același loc cu sala de sport de la... Nu. Un moment, nu, să termin. Deci asta era întrebarea, dacă este în același loc complexul ăsta sportiv. Valoarea asta de 30.000 ce reprezintă pentru... așa. 2. La capitolul 702 avem înființarea rețelei de distribuții de gaze naturale în comuna Ureche, județul Bacău. Cam aceeași problemă este. Eu sunt unul din fanii ca să introducem această rețea de gaze în comuna Ureche de ani grei în urmă, care am susținut. Valoarea de 65.000 de lei pentru această lucrare ce reprezintă așa și dați-ne măcar așa o speranță cam în cât timp vedem și noi gazele băgate în comună că tare va fi deosebit de greu cu lemnele și nu numai. Deci astea două probleme mă interesează. Deci valoarea de 30.000 de lei la complexul sportiv ce reprezintă și valoarea de 65.000 de lei la rețeaua de gaz. Și ar mai fi o problemă. Eu, după părerea mea, consider că noi consilierii ar trebui să știm că printre alte atribuțiuni care le avem conform codului administrativ, și am să spun aici chiar articolul 129 alineatul 8 litera A, în care spune în felul următor: Consiliul Local sprijină în condiții legii activitatea cultelor religioase. Să ne gândim foarte bine că n-ar trebui să mai facem atâtea discuții pe seama bisericii. Deci asta am vrut să vă spun. Nu mai continui, că eu mă refer doar pe punctele respective. Restul au fost și discutate. Da, vă mulțumesc. Știți cu toții care sunteți consilieri, anul trecut am aflat în Consiliul Local inițierea proiectului de gaze. Ținând cont de, să spunem, de această strategie pe care și-au propus-o guvernanții și foștii și actuali pentru a iniția înființări de alimentări cu gaze în localitățile rurale. Am terminat documentația tehnică de la nivel de studii de fezabilitate depus, este depus și la București. L-am depus inițial că au fost aici două teorii. O primă teorie a fost că ar putea să fie finanțate prin POIM, Programul Operațional Investiții Mare, după care ultima chestie că s-ar putea să finanțeze printr-un PNDL special pe gaze. Deci documentația este terminată, este depusă. Așteptăm acum ce decizii să iau la nivelul finanțărilor. Adică să se spună, băi, mergeți prin POIM, care POIM fiind finanțarea europeană, facă remarca aici este, va fi mai de durată și s-ar putea să fie și încorsetare de timp. POIM cu finanțarea până în 2020 înseamnă timp foarte scurt ca să implementezi, doar cu prelungiri, dar așa aici e o discuție. S-ar putea, din ce am auzit eu, să se meargă pe varianta unui PNDL, gaze special cu finanțare de la bugetul național, din ce cunosc la această dată. Deci el este finalizat, este depus, așteptăm să vedem ce se va face. V-am mai explicat, unii sunt SRM-urile. SRM-ul de la Ureche-Slobozea este în spatele CAP-ului, în partea asta aici. SRM-ul de la Cornățel, undeva pe lângă stația lângă baza sportivă. Și fac remarca, baza sportivă de acolo
sau cea de care mă trai între bai, nu este lângă sala de sport, va fi pe terenul din Cornățel, ca să vadă lumea că nu suntem, nu concentrăm numai într-un singur loc. Încercăm să rezolvăm problema și pentru partea aia, să respectăm și destinația pe care am dat-o inițial, un spațiu pentru sport. Domnul primar, da. Un inginer din domeniul ăsta, care pretindea că știe rețeaua din zonă, spune că SRM-ul de aici nu mai este funcționabil sau nu mai ajung gazele aici și că undeva se blochează în ajut ca traseu. Dragul meu, nu e adevărat. Deci eu nu spun că, deci inginerul, deci într-o discuție... Nu este adevărat. Vă spun și de ce. Deci așa cum am discutat cu proiectanții și s-au luat toate informațiile, inițial s-a discutat, de exemplu, SRM-ul de la Urecheș, se punea problema să fie pus undeva în spate aici unui post cu un mago și există un SRM utilizat pentru ei. Hey, s-a demonstrat că acel SRM este mic, subdimensionat și nu ar fi asigurat consumul de gaze pentru cele două sate, care concentrează cam, exact, care concentrează cam 60% din populație. Și atunci s-a venit cu varianta construirii unui SRM care să fie al sistemului nostru, cum ar veni, așa, și să ne asigure fără nici fel de oprele, știi, toată cantitatea de gaze care... Și fiind undeva pe la vertical goală, acolo, în zona aia. Și poate că conducta o interceptează acolo? Da, de acolo. Sau o gândire de populare. Este rețeaua acolo. Este rețeaua care transitează. Vă dau cuvântul, domnul Părău. Da, da. Vă rog frumos. Domnul primar, subiectul nu va fi cu nicio răutate ca el. Dumneavoastră spuneați de o aversiune, și vă rog să fiți mai explicit, împotriva cultelor. La cine v-ați referit? Că eu n-am întâlnit în Consiliul Local până acum aversiuni. Că am discutat de fonduri, că am discutat că exista suspeciuni la biserica nou construită, că nu că n-ar fi avut tactica justificare, că comparații cu alte investiții, că se mai fac biserici în altă parte, costurile pe unitate de produs, pe clădiri, pe nu știu ce, au fost cam ridicate. Deci astea au fost observațiile în ședințele trecute. Iar referitor la repartizarea bugetului pentru culte, să zicem că trimestrul 4 nu ar fi indicat, dar defalcat pe 3 trimestri nu mai există acea suspiciune, să-i spun și nu altceva. Vă rog să o las ca propunere. Mulțumesc. Eu, da. Poți să spun? Da. Din respect față de tine, pentru că totdeauna am avut o relație principală și corectă, pot să spun că, deci vom ține cont, asta nu înseamnă că toți banii gata îi dai în secunda 1. Nu, exemplu ați dat și l-am înțeles, cred că toată lumea. Nu vă gândiți la chestia asta. Ca să nu mai fie... Există o temere total nejustificată. Și ca sumă mai trebuie discutat și la sumă totuși. Scuzați-mă și cu asta închei, chiar închei, subiectul ăsta. Dacă e să luăm o prioritate a interesului public, a interesului, pentru că la culte, și repet, acea versiune nu cred că există, ar trebui puțin să mai analizăm ca nivel, ca ordine de mărime la aceste investiții, dăm prioritate spre interesul public și a fost enumerat aici drumuri, adică mai analizate sumele astea un pic, cum le dirijăm. Am încheiat. Mulțumesc frumos. Da, supunem... Să răspund. Da, principial, nu cu răspundă. Și eu am citat. Absolut. Deci, să dau să închid capitolul ăsta și chiar aș propune să mergem mai departe. Rector, mai departe. Deci, aș dori să spun așa. Aparent este mult, dacă totuși vom privi într-o analiză mai complexă, ca procent din total, eu zic că nu este atât de mult și se poate înțelege. Deci, și mai spun ceva, cum de fapt am mai precizat? Mă, fraților, noi n-am dat în fiecare an ajutor atât de consistent. Am fost ani în care am dat, în alți ani n-am dat. Cel mai consistent... 4 ani de mai. Nu. Cel mai consistent a fost acum 2 ani de zile, în 2018. În rest, au fost situații în care nu ne-am permis și am încercat să susținem, să spunem, cât s-a putut, în limita posibilităților reale. Bun, eu închid. Da. Supunem la vot, în urma discuțiilor avute, supunem la vot punctul 1 de pe ordinea de zi. Votul pentru.
punctul 1 deci, cu procesul verbal, bugetul local. Se supune la vot aprobarea bugetului local pentru anul 2020, da? Să înțeleg că sunt toți de acord. Deci vorbim pentru 12 voturi. A fost adoptat în unanimitate. Să mai rămână și pentru mesul 2. Eu mulțumesc pentru susținerea unanimă. Frumos. Cu ocazia asta și lumea va înțelege că aici lumea, când vine la o ședință de Consiliu, chiar dezbat probleme serioase și nu se păruiesc, nu se jignesc, nu toată ziua facem discuții în contradictoriu, fără să scoatem în relief necesitățile reale, nevoile care sunt multiple ale comunității. Păi votul e una și discuțiile sau discuțiile contradictorii sunt altele. Continuăm cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Punctul de execuție. Dar să știți că n-am fost proiect de, de răspuns la versiunea. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Urechești, județul Bacău, pentru trimestrul al patrulea anul 2019. Avizele de la s-au dat, așa. Dacă sunt discuții și cine vrea să înscrie la cuvânt. Domnul primar. Domnul Prisecaru, da. Stați nu un pic. Băi, să mai este cineva? Da, dar așa o lungim. Da, vreau mai condensat. Păi da, tu mai de am zis că să înscrie toți care vă doresc să răspund. Da? Deci la poliția locală, deci m-am uitat în buget, deci bugetul e prevăzut, nu-l găsesc acum, dar trebuie să fie pe aici. Și tot anul vine, mai sunt rectificările care să știu. Acum ăsta e prevăzut. Bun. Mi s-a părut suma mai mică, deci comparativ dacă l-o împarți la tot anul, e bugetul 2020, față de ce ați plătit dumneavoastră în trimestrul 4, pe luna octombrie, noiembrie, decembrie, la poliția locală. Și am fost chiar la, că știu că sunteți informați și foarte bine, la compartimentul financiar, contabil. Și era mai mare, de nu găsesc acum, că na, în fine. Era 159 de mii pe tot anul, tot da. Iar în trimestrul 4 am văzut o sumă de 127 de mii, domn primar. Și am fost și am întrebat. S-a spus că acolo intră și uniformii, toate ele, dar m-am uitat și pe anul trecut n-au fost echipamente. Dar nu s-au făcut achiziții. Păi nu s-au făcut, dar totuși. Au fost prinsi ca sume în buget, dar nu s-au făcut achiziții. Dar totuși, calculând așa, cum 159 sau 169 pe tot anul prevăzuți pentru poliția, ordinea publică, iar în ultimul trimestru din 2019, cam pe asta aici, 127 din 1.270.000. Și am fost și m-am interesat. Și-a spus că sunt intrate normele de hrană. Da, la buget aici scrie separat norme de hrană. Da. E separat, exact cu problema cum am spus eu. Cu sumii alocate pentru... Deci, Vasile, hai să înțelegem. Indemnizații pentru, în afara unității. Deci cam aceeași treabă. Deci, e o diferență mare. 1.270.000 pe 3 luni de zile și pe tot anul... Nu știu. Deci inițial s-a prevăzut bani pentru... Nu s-a chestionat. Aia, da, anul ăsta, dar puțin, 60 de milioane, da? Iar ceea ce spui tu cu normele de hrană și toate astea, sunt stabilite de lege și care sunt aprobate și în Consiliul Local. Da, adică dar alea sunt separat în buget prevăzute. Nu sunt făcute plăți peste ceea ce spune legea, ca să ne înțelegem foarte clar. Adică ei n-au primit bani mai mult decât le se cuvenea ca salarii și ca sprijinul la ordine 50 sau ce au ei cu privire la norma de hrană. Nu. Da. Diferența asta de unii vine așa mare. Că în urma de hrană nu-i pus, ia uite, am găsit-o. 31.12.2019. Ordine publică. Poliția locală tot la fel, așa scrie. Da. Plăți efectuate, 126.919. Pe un an. Nu? Nu. Exact, pe ce discutăm acum? Domn primar, am aici. Deci nu au primit atâta bănerii. Eu am înțeles, norma de hrană e separat, voucher e separat, adică sunt detaliate aici. Dai bani comunii. Dar noi suntem chiar într-un proces cu ei. În natură, ăsta se cheltuie, în natură, ce sunt astea, nu? Deci suntem într-un proces în care ei au solicitat niște drepte speciale. Da, aici nu intră în discuții. Dar n-ați încadrat în buget pe 2020? Absolut.
Ați introdus aici discuția cu recuperarea normei de hrană din nu știu câți ani? Nu. Am discutat de drepturile stabilite de legiuitor, care sunt aplicabile pentru toți, inclusiv pentru ei, și ținând cont de ceea ce am aprobat în Consiliul Local noi. Uite, am văzut că doamna consilier Dragoș și domnul Vici caută. Chiar că uitați, contul de execuții, asta îi scrie, uite, 127.000 aproape, 1.270.000. Iar pentru prevăzut pe 2020, pune, ia caută. N-avea cum să cheltui banii ăștia pe da, n-are cum. Da, dar ai trecut, domnul viceprimar, dar ai trecut aici, cum că ai plătit. Nu avea cum să... Da, uite mă, uite aici. Ai cum n-ai? Cum n-ai contul de execuții pe 2019, ultimul trimestru? Pagina 1 cu 6. 1 cu 6, la pagina 6. Ia uitați-vă. Vasile, nu are cum să dați atâția bani. Și atunci de unii, chiar de asta am și fost. S-ar putea ca ele să fie luat date pe total, pe final. Da, lui, e imposibil. Uitați, începe cu 133 și se termină cu 127. N-are cum. Da, dar ia găsiți și unii, un coleg, să găsească pentru poliția locală, pentru ordinea publică, pentru 2020. Ați găsit? Ați găsit, doamna Dragu? Ordinea publică, găsește 2020. Cât e arată bugetul? Ăsta e care îl zic eu acum, dar bugetul pe 2020, mă dai 2019. Asta e execuția bugetară pe anul trecut, ce vorbești, mă, da? Eu vreau să fac așa un bilanț, să văd cât e pe tot anul și cât s-o plătit doar pe 3 luni. Strigător la cer. Stam în două aici. Le-ai găsit? Nu găsești nimeni, nu? Ați găsit, domn primar, execuția bugetară. Hei, dar găsiți-mi și bugetul pe 2020 pentru ordinea publică. El se extragă pe trimestrul 4. S-ar putea să vă dați date în total. Domn primar, da. E 31-10. Păi, dar din trimestrul 4, da, azi e exact. Băi, Vasile, n-are cum să plătească, nu știu ceva, da? Și nu da la toți, tu și colegul. N-are cum să plătească că cheltuieli de salarizare într-un trimestru atâția bani. Adică că e exclus cheltuieli. Păi am făcut un calcul. Am înmulțit, am împărțit la 3, că sunt 3 luni, și pe aia la 2. Și este vreo 7.000 de lei. Vasile! Și spune că e inclusă și normal. Nu, dar nu știu, poate e greșit sau poate nu. Ai trecut aici. Eu ce eu din bun? Eu ce vorbesc? Eu din bun ce scrii? Sau ce scrii? Sau cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântul meu? Sau invers. Dar nu-i vorba că e împotriva ta sau... Păi așa vine. Ideea este că nu e așa. Dar, nu, dar așa vine. S-a greșit aici? Nu, da, greșit. Bun, mergem mai departe. Așa. Să mai scrie cineva la cuvântul. Mergem mai. Hai. Bun, atunci, dacă îți greșesc corect, îmi trebuie la salarii. Da, da, da. Uite, am găsit 170. Din tot anul, pe tot anul. Și 127, deci 1.700.000 pe tot anul. Și doar pe 3 luni, 1.270.000. E pe total, e o extrasie de greșit. Ascultă ce spune. Să punem la vot punctul 2 de pe ordinea de zi. Cu execuția bugetară, nu? Cu execuția pe trimestrul 4. Deci, domnul președinte, solicitat domnul Stioan, să supune la vot proiectul de hotărâre pentru execuția bugetară pe trimestru 4. Cine este pentru? Deci cu observația, cu corectarea acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci toată lumea în afară de domnul Pisecaru care se abține, da? Da, domnule, dar nu se abține. Observația cu corectarea. Cum înseamnă procesul verbal? Și o să-ți scurte. Deci 11 voturi pentru și abținere, da? Da. Continuăm cu punctul numărul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primăriei comunei Urechezu de sub Bacău, care se aplică pe anul 2020. Aici dăm cuvântul domnului primar. Aveți răbdare. Dacă vreți, nu sunt, ești urmă. Și după aia, nu ce mai complicat și eu, da. Dacă nu se abții. Poate începe, da?
Lăgime, la capitolul salarii. Tot timpul cu el cu apelea. Dar ales sunt punctul cel mai sensibil pentru toți. Acum vreau să, să discutăm la modul și principial, din poziția oficială pe care o ocupăm, dar și uman. Principial. Să pornim așa în niște statistici și spun în felul următor. 1. Grad de ocupare a funcțiilor în Comuna Urechești, conform legii, este undeva la 60,3%, 65% maxim. Deci celălalt, diferența de 35% sunt funcții neocupate. Dacă aș face o analiză, sau dacă aș înmulți cu un salariu, să spunem, mediu, ar presupune o cheltuială suplimentară pe un an de zile la diferențele de funcții care nu sunt ocupate, o economie bugetară de undeva la 10 miliarde de lei vechi. Ceea ce e ceva. Deci, eu am zis pe principiul următor, și vă știți cu toții, să încercăm să eficientizăm cheltuiala cu salariile, să încercăm să îi determinăm pe oameni să facă mai multe tipuri de activități, dar totodată să aibă și satisfacția materială a muncii prestate. Anul ăsta s-a schimbat legislația și știm cu toții, primarul nu i-a mai crescut indemnizația, ca să ne înțelegem foarte clar. Primarul blocat la nivelul anului trecut, viceprimarul blocat la nivelul anului trecut, secretarul blocat și el la nivelul anului trecut, consilierii blocați la nivelul anului trecut, funcțiile publice de genul consilierilor superiori și ele sunt blocate la nivelul anului trecut. Funcționar, spuneți, ca să funcționar, da, funcțiile publice. La nivelul superior la noi. Păi, sunt funcțiile publice. Mă scuzați. Dumneata ai demnitatea publică, iar ei sunt funcții publice. Bun. Deci sunt blocate la nivelul anului trecut și funcțiile publice de nivel superior. Cei care vor primi, conform legii, o creștere generată de creșterea salariului minim pe economie, vor fi o parte din salariații primăriei și atât. Dacă veți, da, sigur ați verificat, n-am crescut niciun coeficient față de anul trecut. La nimeni. Deci coeficienții au rămas aceiași. Nimeni nu vreau să aibă mai mult, pentru că am zis că îi vine așa și stăm liniștiți. Eu personal cred următoarele. Acei 2.500.000, dacă mi-am dat bine cifra, 2.600, care sunt prevăzuți ca total cheltuieli salariale și care îi obligă la plata salariilor pentru toată lumea, este o reflectare și a politicii salariale duse de statul român. Acum nu trebuie să anatemizăm funcționarul public. Știm cu toții, veniturile în România au fost mici și acești oameni pe care îi avem la noi trebuie respectați și ei. Vă spun un lucru petrecut de mine. În urmă cu ceva vreme am fost chemat la o ședință la Bacău în care mi s-au spus cam următoare. Erau acolo prefectură, instituții de control și asta și cam așa. Aveți mare, mare grijă că în etapa următoare vă veți confrunta cu o lipsă acută de oameni pregătiți pe care să-i aveți în administrația locală. Sunt comunități care nu au salariați. Și peste tot se simte și la noi. Ce credeți? A fost simplu? Băi, am auzit niște teorii că a venit fata, opa, sau, fraților. Experiența noastră din ultimii 4 ani demonstrează un lucru. Avem nevoie de funcționari de pe teritoriul localității, cât mai mulți să fie, pentru a fi legați de glii românești și pe care să-i ducem la cursuri, să-i perfecționăm, să-i instruim, să fie pregătiți să facă față vremurilor.
Dar pentru asta și ei trebuie să respectați. Nu putem să îi ținem iobaci sau, eu știu, neosclavagist, facem în secolul 21. Trebuie să avem și respectul față de munca lor. Deci eu nu sunt un lider de sindical, de sindicat al lor. Dar sunt un om care încearcă să aprecieze pe cel care vrea să facă treaba. Asta nu înseamnă că eu nu am avut și anumite conflicte cu unul cu altul, cu anumite teme. Eu știu, poate izvorând chiar și din ceea ce făcea sau nu făcea. Sunt chestiuni care trebuie rezolvate în mod constant de cel care trebuie să-i coordoneze. Dar ca și aparat, țineți minte ce vă spun. Țineți cont. Mare atenție trebuie să aveți. Pentru că de ei depinde rezultatul muncii și a primarului și a consiliului local și ca rezultat al eficienței activității administrative. Pentru că în fiecare zi oamenii vin la primărie și bat la primar și primarul le ia pe omul ăla și îl duce la X care trebuie să rezolve o problemă. Și acel X, dacă nu există, și acel X, dacă nu poate, și acel X, dacă nu să duceți la X, stați din gură. Stați-o la domn primar, sunt multe pe sigarii. Nu le știți dumneavoastră. Hai, vă dau cuvântul. Domnul... Așa. Bun, leacă și rupiam. Și după ce discutăm. Deci avem nevoie de oameni buni, avem nevoie de profesioniști, avem nevoie de o atitudine deschisă față de oameni, avem nevoie de respect față de oameni, dar atenție mare, trebuie să știm să-i apreciem și pe ei. Dacă nu facem lucrul ăsta și mergem, fac ură personală, fac ăla mi-a făcut nu știu ce. Da, n-am rezolvat nimica. Deci cifrele ați avut pe masă nu sunt nici foarte mari, nu sunt nici foarte mici. Sunt o reflectare a unei administrații dintr-o comunitate de gradul 2 ca nivel al populației și cred eu, după experiența pe care o am, că nu trebuie să ne facem prea multe comentarii și să aducem, și eu știu, acuze sau jigniri oamenilor, care totuși să știți că își fac treaba. Mulțumesc! Dacă sunt comentarii, vă rog să vă înscriți la cuvânt. Domnul Dogaru, domnul Pisecaru, domnul Bogdan. Mai e cineva? Da, lista s-a închis. Mulțumesc! Dăm cuvântul domnului Dogaru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, am făcut o analiză a salarizării a personalului din primărie pe ultimii 4 ani. 2017, 18, 19 și 20 acum. Am făcut-o pe persoană, pe funcție, pe activitate și pe salar. Am ținut cont de 4 criterii. Acum, dumneavoastră ați venit și a spus, scrie și aici în documentația noastră, îngheață salariul primarului, a viceprimarului, a secretarului, a consilierilor superiori. Da. Și a consilierilor locale la indemnizație. Luăm după consilieri superiori. Consilieri superiori avem 3. Domnișoara, ingineră. Asta, Gheorghiță, să mă cheamă. Tomozei, așa? Și doamna Purcărea. Purcaru. Nu? Ăștia sunt pe superiori. La ăștia îngheață salariile? Da. Bun. Deci mai departe. Consilier superior juridic principal. Aici se încadrează 3. Tanța, nu? Da. Mihaela? Nu. Mititelu. Mititelu. Asta, Anca. Anca. Anca și cu Moise, nu? Nu. Sau cine? Deci consilier principal la momentul de față avem pe doamna Mititelu Anca, Aldea Tanța și Popa Ștefania. Și Ștefania. La ăștia se măresc sau nu se măresc salarizarea? Se aliniază noul minim brut pe economie cu coeficientul acordat funcției specifice. Adică coeficientul rămâne la fel și li se acordă diferența aia de creșterea salariului minim pe economie. Creșterea salariului de minim în funcție de vechime, nu? Absolut. Și vechime și coeficient. Și coeficient, da. Înseamnă că se duc aici. Da. Așa. Vreau să mai discut aici consilier juridic debutant. La debutant nu avem, nu? Nu. Aici sunt închiși. Trec peste toată lumea aici, referent de referent, mă duc tocmai la urmă în 2020. 2020 am ajuns la ăștia de la urmă. Contractuale. Care sunt? Contractuale. Da, ăștia, da. Mă refer la
Coca, la arhivar. În 2018, când s-a făcut așa, în 2018, da, în august, când s-a făcut așa măriri. În 2017. 18. 2017. 17, legea 151. În iulie 2017. Când s-a mărit atunci. Da, 2017 atunci. Iunie a plecat. Așa. Atunci Coca, lui Coca nu i s-a mărit salarul și a rămas pe muncitor necalificat. Atunci că a fost trecut la arhivar, a fost o bâlbâială cu încadrarea ei. Știți foarte bine atunci că a fost o discuție, avea hârtie, că e arhivarul. Pe salarizare ne-am dus pe salarizarea de muncitor necalificat. Pe ea. Acum ei se mărește salarul. Pleacă pe arhivar la ora actuală sau tot muncitor necalificat? Că ea, normal, este arhivar. Acum Coca se încadrează pe salarizare, are 10 ani. 50 ani are. Are 10 ani sau 15 ani? 10 ani. 10 ani are vechime. Se încadrează pe 36 cu 3650 de lei. Brut. Brut. Pe brut. Nu discutăm pe net. Pe brut. Da, peste 10. Dacă este peste 10. Nu peste 10. Așadar, da. Mintea, dacă peste îmi permite, da. Nu mai pronunțați numele fiecărui funcționar pentru că se încalcă anumite prevederi. Domnule, eu am spus arhivar. Nu avem voie arhivar în primărie. Haideți să discutăm strict pe funcție. Pe funcție. Da? Discutăm pe funcție. Deci nu mai pronunțăm numele persoanelor, că nu avem voie să facem așa ceva. Nu mai, domnule, da. Vorbim pe funcție. Pe funcție. Discutăm pe funcție. Înseamnă că arhivarul pleacă pe funcția de arhivar. Nu se mai calculează pe funcția de muncitor necalificat. Așa o fac. Pot să vă dau anumite clarificări? Da. Bun. Dacă sunteți pe anexa acestui proiect de hotărâre, mergeți la fișa pagina 2, da? Da. Bun. Unde vom avea, o luăm de jos în sus, da? Ierarhic. Ierarhic, da. Avem coeficientul acordat. 1,2 are agentul de pază, da? Da. Muncitorul calificat are 1,4, da? Casierul are 1,45. Arhivarul are 1,45. Deci, după cum vedeți, principiul ierarhiei deja este respectat. După care mergem la polițiștii locali, da? Da. Începem. Debutantul, asistentul principalul superior, da? Unde ajungem la superior, 1,55. După care mergem la funcțiile de referență. Dacă veți observa, sunt aceiași coeficienți ca și la polițistul local. Da. Întrucât polițistul local, ca să ocupe funcția respectivă, tot studii medii trebuie să aibă, ca și referent. După care mergem la consilieri, da? Crește ierarhia, după cum se vede. Da. 1,6. Asistentul, 1,8. Principalul, 2,1. Da. Superiorii, și inclusiv eu, a trebuit un pic să scadem coeficienții anul acesta ca să respectăm și prevederile legii 153, să nu depășim indemnizația viceprimarului. Da. Da? Dacă vă veți uita cu atenție, anul trecut eu aveam coeficientul 3,49. Da? Da. Acum îl am 3,26. Absolut nu am voie să depășesc. Exact. S-a adăugat 2230 ori 3,26 rezultă brutul meu. Și așa mai departe cu toate funcțiile în continuare. Nu, dar nu. Înseamnă, deci, înseamnă că mărirea se face de la coeficientul 2,1 în jos. Am vorbit în nume plus. Nu? Okay. Mărirea se face de la coeficientul 2,1 de la funcția de consilier principal în jos. Până la ultimul grad. Ați înțeles? Da. Bun. Da. Vă mulțumesc. Domnul Secaru a pierdut cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Da? Și eschios cu critică. Domnul Bogdan. În calitate de consilier de opoziție, da, cu critică. Mulțumesc. Mi-a fost dat... Domnul, da? Domnul Bogdan vorbește. Nu, a zis că urmez. Da. Aștept. Bun. Deci... Vreau să vorbească domnul Vasile. De unde zic că nu mai cum? Am și început. Am și spus prin mulțumesc. Am și spus prin mulțumesc. Eu sunt cu critica, cu calitate de consilier de opoziție, trebuie să fac serviciu. Da. Bun. Ce a spus domnul primar este perfect legal, așa scrie la carte. Dar nu se face așa. Sunt de acord că trebuie bani, că suntem la 65% ocupații. Grad de ocupare. De ocuparea funcțiilor publice și contractuale. Da, publice. Și că diferența aia de 35% putem să o, cum ar veni, așa, să o cotim, să spunem, dar nu putem. Putem să-i mai ajutăm prin stimulente sau să-i trimitem pe la cursuri. Pe la cursuri, că a spus dumneavoastră, tot pe banii comunității.
domnul primar, a spus că îi trimite. Deci pentru perfecționare, pentru a ajunge la, la standarde europene. N-ați zis europene, zic eu. Da, vorbesc eu. Da, bun, așa. Ce a spus dumneavoastră e ca la carte, că așa trebuie. Dar, mai zic o dată, dar, nu se respectă acest lucru. Și o spun, eu sunt de aici din Urechești și o parte din angajați trec pe la mine pe la poartă. Fac și eu ca dumneavoastră, așa, accentuez un pic. Și miercuri am venit aici, cu o problemă, ca să mă interesez de documentații. Și am venit la ora 8, fără ceva. Am trecut aici, nu dau nume, cum văd domnul secretar. Majoritatea dintre ei au căzut testul, la prezență, la începerea programului. Au căzut testul. Deci am notat, m-am uitat, au văzut că mă uit și au dat seama. Primii trei care vin, doar doi, doar trei au venit la prima oră. Următorii trei, 8.05, mă uitam, năvăleau care mai de care, să care lemne, să facă, să dreagă, să fie frumos, să fie bine. Mai târziu, ultimii, dar după un telefon, că mi-am dat seama că de obicei, eu văzând că trece pe la mine, pe la poartă și știu orarul, ora când trece, e o oră de 8.25 și o oră de 8.45, care ajunge aici. S-a primit un telefon, au venit repede cu o mașină, du-mă repede că e nebunul acolo, sau cum mă chezesc, mă înjură, nu știu, treaba lor, nu mai interesează. Da. Deci, în punctul ăsta de vedere, au căzut. Deci, în primul și în primul rând, la program, nu se respectă. După orile astea, din 8.20, 8.25, v-am zis, nu dau nume, pot să le dau, dar nu le dau, m-a rugat domnul secretar. După o jumătate de oră, oră maxim, până când se așează o leacă pe aici treburile, sunt căzăsobili, nu toți, sunt o parte din angajați care își fac treaba. Și eu sunt foarte bucuros că avem secretar, avem o dată Dumnezeu să avem contabilă din sat de aici, o fată foarte bună și sper să fie lăsată. Îmi pare rău că nu e o oră a ședinței cu 10 sau ora 12, maxim până ora 14, când termină programul. Mai discutam sau poate întrebam pe probleme de buget sau un altă. Și o să felicitam. Am felicitat un particular. Și știi. Trei sferturi nu-și fac treaba. Ori îi vezi prin parcare, pe la profi, s-a scut pe sub mașină, s-a ascund așa cum îl vede. Sau unul la arat, sau unul la semana, sau unul îl trimite cineva, că are el acolo un loc de a aduna ceva și trebuie să-i termini treaba. Așa este. Deci am și dovezi, dacă vreți dovezi, are dovezi. Da. Bun. Așa că aici o căzut treaba asta cu trebuie să-i dăm salarii, că să-i avem aici lângă noi. Da, sunt de acord, dar trebuie să facă și serviciu. Așa, am trecut peste și angajații aia care sunt liberi, libertini, liberi de contract, nu de contract, liberi de ore, de program. Hai să trecem la ordinea publică. La ordinea publică, domn primar, care dumneavoastră, sub dumneavoastră în organigramă scrie, dumneavoastră sunteți șeful lor, poliția locală. La poliția locală s-au căutat aici, deci în afară de brutul, că ei sunt superiori, de 4.199 brut, apare și norma de hrană. S-a socotit un 700 de lei, voucherii și sporul de noapte. Când cade noaptea, când dumneavoastră faceți programul de lucru. Pontajul, am înțeles că ei îl aduc, pontajul. Șofule, eu am fost azi noapte la centrul de recreere, l-am verificat, e ok. La centrul de, pentru bătrâni l-am lucrat ok, care săracul, nu-i gata nici acolo. Din 2002. Așa? Și mergem să facem nani, dar nici nu ajung acolo. Eu am cerut din nenumărate ori. Fișă de rond, acum cu tehnologia asta modernă, e simplu. Am ajuns acolo la fișa de rond, la ora 3 dimineața, pac, mi-a făcut o poză. E simplu, o mai o șterg. Așa. Până acum s-au plâns că n-au mașină. Acum e mașină la dispoziție, e combustibil, conform cererii dumneavoastră, în 2019 s-a făcut o cerere, să se aprobi 4.800 de litri de combustibil pentru mașinile instituției. Acum nu am nicio scuză. Totul e regulamentar. Echipament, am văzut că le-ați dat 60 de milioane la echipament. Deci, domn primar, nu se face serviciu. V-am zis, cred că 25%, 30% își fac treaba, îi găsește aici, dar majoritatea... Și îi știți și dumneavoastră care sunt. Îi știți și dumneavoastră. Deci, eu nu cred că chiar așa se dai. Păi, am avut o discuție. Bă, dar și eu 42 de milioane îs ai mei, plus normă de hrană, plus voucheri de vacanță, plus sporul de noapte. Nu, colegule, să ai tăi. Pentru că în ăștia 4.200 intră sporul de vechimi, nu sporul de vechimi, contribuția la pensii care este a ta când vei fi tu bătrân, în vârstă. Eu ca să am contribuție la pensii sau cineva trebuie să plătească din bănuții lui. Ai sănătatea. Eu ca să am sănătate să mă duc la ANAF să-mi plătesc sănătatea. Știți că e formularul ăla? Să am sănătate.
Tot banii lor sunt. Doar impozitul, că așa te plătească toată lumea un impozit. Că așa s-au hotărât. Deci, ăștia-s bănuții lor în mână. Deci, 4.200 plus 7.000 plus 5 lei pe noapte. Ori atâtea nopți cât face domnul primar programul, cam asta e. Plus ceilalți, încă o dată, plus angajați care ei sunt liberi ca pasărea. Au alte activități. Mai scoate o leacă din motorină, din nu știu unde, are o rezervă acolo, o pune pe spatele Dacia, fosta poliția locală care e casată, care nu mai are să mai caute aici. Am dovezi. Două persoane cu bidonul montat cu orșa pe Dacia. Aceea o lua și băga furtună și introducea motorina în rezervorul unei mașini ale instituției publice. Deci, locale urechești. Deci, garantat. Asta sigur. Dar sunt toate siguri și spune că nu spun minciuni. Deci eu, din partea mea, eu nu e așa. Haideți să vorbești. Nu e așa. Deci o persoană la un patron lucrează 10 ore pentru 1300 de lei minim pe economie, cam atât ai. 1287 sau 1310, mă știu exact. Și aici e 4000 de lei graș și nu fac servici. Băi, sunt de acord. Ei, da, fă-ți frate servici, ai 8 ore și vinerea 6 ore. Mulțumesc. Asta e politică. Și... nu e politică, e adevărat. M-ați văzut. La ora 8:25 nu ați fost aici cu cineva. Ba da. Am vrut să vă și filmez, vă dau un like pe Facebook. Dar să vă lasă, nu mai spun nimic. Să mă las să vorbesc. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, în afară de retorică sterilă, nu vorbesc. De ce? Steril. 1. Nu steril. 1. 1. Legat de motorină. Dacă punea motorină într-o rezervor a unei mașini a instituției, era... deci, vă rog frumos. Deci, dacă era în mașina instituției, înseamnă că nu se fura. Ceea ce e bine. 2. Dar de unde vine motorina aia? 2. Pentru ce era destinat motorina? Dacă analizăm activitatea oamenilor, vă fac eu demonstrație că nu e așa. Cei care sunt polițiști au activitate lunară stabilită de mine cu ei. No. În cea mai mare parte a timpului nu îi las noaptea decât dacă am o discuție punctuală cu cei de la Poliția Mare în care să avem acțiuni comune. 3. Fraților, Vasile, n-ai zis nimica, cât activitate doar luna asta au făcut lumea și o mare parte din salariații primării când au fost la servici și sâmbătă și duminica, domnule. Păi, da, să recuperezi orele care nu le-au făcut, deci, ca la ora, frumos, nu știu care, la ora 9, la ora 10, să-și facă ce vă, am și eu o treabă. Te rog frumos, nu mai jignele. Sunt oameni care au lucrat... Dar eu am întrebat cât ai vorbit. Da. Deci te rog frumos să dialogați cu mine. Te rog frumos să taci. Eu îți răspund la întrebări. Eu te-am ascultat, ți-am dat din cărbunea să vorbesc cât ai vorbit. Deci, acum vorbesc eu. Sunt oameni care în lunile astea au făcut și câte 30 de ore în plus. Atenție, în plus. Deci, în plus. Ora 16, poarta închisă. Deci, în punct. Doamne fește. Dar mă las să vorbesc, domnule. Dacă eu te respect și îți respect discursul, dumneavoastră, de ce nu respecti? Crezi că dacă vorbești mult, chiar demonstrezi că numai tu ai dreptate? Prost. Păi, asta o spui tu, înseamnă că e adevărat. Bun. O, e adevărat, deci lumea asta nu e chiar cum zici dumitale, că aveți anumite ranchiune personale, că știu că aveți cu ăla, cu ăla. Asta sunt chestii care vă privesc. E bine. Dar lumea își face treaba și dacă constați tu că unul a făcut nu știu unde, a făcut nu știu ce sau l-ai văzut nu știu unde, nu știu îmi spune. Ca să știu eu. V-am mai spus. Așa. V-am spus. Deci din punctul ăsta de vedere nu îți dau dreptate. Deci oamenii își fac treaba. Deci asta deci, e părerea dumneavoastră. Nu sunt perfecți. Părerea dumneavoastră. Nu sunt perfecți. Dar e o certitudine sau e părerea dumneavoastră? Deci nu sunt perfecți poate, nu zic că nu sunt abatut, așa, dar își fac treaba și cu ei mă fac treaba. Ca atare. Să vedem. Poți să urmați voi. Să vedem cât de eficienți veți fi și ce veți face cu ei. Probabil că îi veți pune la plug. Nu, la servici. Nu-i dă nimeni afară. Servici. Fișa postului. Servici. În felul ăsta veți... probabil veți face în așa fel încât... Să plece toți. Sau să rămână primăria goală și ce mai face? Nu știu. Dacă există secretar contabil și la agricol și un casier jos să scăpă banii, îi dă plus. Apare. Pazici nu-mi trebuie că poți să fac camere de la VD. Poliția locală am văzut că nu-și face serviciu din loc. O grămadă de comuni și mari și mici au restructura postului, ori au disfințat. A, noi să mergi, ținem doi și știm cine sunt aia doi, băieții noștri buni și dragi. La capitolul poliției locale să știți că avem dreptul la 4 și am numai 2. Știu. Dar avem 8 de vă rog. Am văzut. Deci, având numai 2 și de ce țin 2? Unul țin ca rezervă, în special, și am trimis și la
să înveți să meargă și cu utilaje. Și țin din rezervă, unul are ideul că dacă pică cumva treaba cu șoferul de la școală, vom fi nevoiți să asigurăm șofer la școală, ceea ce nu țineți cont de lucrul ăsta, că salariul la șoferul școlii este extrem de mic și de-abia mai stă cel care în momentul de față. Unu. Deci, un aspect, țineți cont de el. Un șofer cu D nu stă cu un salariu pe care le ai în momentul de față. Deci nu vreau să dau nume și nu vreau să dau cifre. Stă local cu 4.900. Așa. Deci avem nevoie de rezervă oricând. Celălalt l-am pus să facă și celelalte activități. De ce nu spuneți și asta? De ce nu spuneți și asta? De ce nu spuneți? Activități care? Da. Deci ne folosim și de bun de excavator împreună cu el. Deci nu stă din pomană. Nu stă din pomană. Și nici nu ia bani suplimentari pentru activitatea asta. Oh, ia bani de ajuns cât îi vrina de salari și destul de... Bă, fraților. Onest salari, de bun salari. Știm foarte bine că impozitarea muncii în România este foarte mare. 40% sunt impozite din brutul ăla pe care avem, se duce la statul român. În beneficiul statului român o sumă mică. Impozitul... Te rog frumos, lasă-mă să vă... Din acea sumă pe care se trimite la instituțiile statului, șomaj, sănătate, tot ce este. Contribuții pensii. Așa. Pe șiția pensii pe care, de care, cu probabilitate și aici, s-ar putea să primești ceva. La sănătate, dacă îți dă Dumnezeu sănătate bună, s-ar putea să nu primești, să nu ai nevoie și ei se duc. Așa, iar impozitul ăsta se duce câte se ducă. Deci nu mai distorsionăm că gata, ia nu știu cât. În realitate, fiecare mână ia 5, cum cât ia câte. Eu iau 5.000 de lei, și atât e netul meu. Eu discut din netul meu, mă. Atât ai salariul meu de prima. 5.000 de lei. Nu mai mult, 5.200 sau cât este la bord. Atât. Asta e ceea ce primesc efectiv de ceea ce muncesc. Nu-i bun? Așa. Iar ceilalți, netul lor. Să le spuneți netul, domnul secretar. Să citești netul, domnule, ca să știi pe oporul ăsta. Da, da. Pe funcții, nu pe nume. Păi așa este netul. Cât ia mână. Este netul. Ia 100 și 1000 și 2000, 3000 cât ia de fiecare. Dar oamenii stau la rând să omoare să plătească contribuția la pensie. Stau mai pierd și timpul, ca să aibă și eu pensie. Asta e vârfos. Nu, nu. Deci nu... Toată 60% a spus, 60% din brut. Atât. Toată lumea înțelege. 60% din total brut. Asta e. Și discutăm. Dăm cuvântul domnului... Domnul primar, îmi pare rău că sunteți un pic agitat. Din câte s-au discutat aici, 3/4 vreau să le discut și eu. Și din suflet aș dori un raport de activitate la Poliția Voluntară, că am înțeles că ei se măresc, să vă uitați, un raport de activitate. În 2019 n-au adus nici măcar un bănuț ce au adus. Așa. Păi... Și am câteva rapoarte de la câțiva angajați în primărie. Doresc, vreau să fac o comparație între salariile care vor fi și salariile la alții. Doresc din suflet, domnul secretar, dacă nu vă deranjează, vreau un raport de la dumneavoastră de când ați venit, din 2017. Septimitri. Dar vă rog, un raport detaliat. Nu vreau să mă înțelegeți, că nu vreau nimic personal. O să fiu cu mare drag, dar o să am nevoie de o perioadă, pentru că frumos, e o perioadă destul în de mare de raportare. Următoare, până la ședința următoare mă străduiesc să-l împlocnesc și cu mare drag îl înaintez. Și domnul primar, cum a spus dumneavoastră, când vine cineva dumneavoastră și vrea să-l duceți la X, cu cea mai mare plăcere îl roagă. Îl servește, pentru că m-a adus primarul. Sau, mă rog, cineva se duce la... Vricoare. Are o problemă, vine în primărie. În loc să ia persoana respectivă din mânuță, hai să-ți explic, să... Nu, zi, eu te ascult. Plec, în grabă, închide. Miroși. Vii peste două ore. Nu, asta o credeți dumneavoastră. Domnul Vice, ajung și la dumneavoastră. Am sprijinit cu barbatul de la Vihor. Domnul Vice, le fac cu barbatul de vitale pe Vihor. Vă rog frumos, nu bat apropo la dumneavoastră. Ajung și la persoana dumneavoastră, mai târziu. Așa, și din cât sunt... Și mai am o problemă aici, ca colegi, ca consilieri, sunt câțiva consilieri care, din păcate, sunt foarte revoltați, supărați că domnul primar nu s-a crescut salariul, că indemnizația noastră a rămas același. Domnilor consilieri, dacă dumneavoastră credeți că ați venit pentru
cei 5 milioane care lumea vorbește prin sat, că a, voi consilieri vă duceți acolo pentru cei 5 milioane. Într-adevăr, nu sunt, sunt 5. Vreau să zic. Nu sunt. Eu vreau să zic. Pentru indemnizație. Ca să înțeleagă tot poporul. Stați, domnule, acasă. Nu veniți aici și vă bateți cu pumnii în piept că nu i-a crescut salariul primarului. Să fie rușine, personal. Domnul, celui care plânge pe lângă instituții, pe lângă primărie, că vezi, doamne, salariul primarului a rămas același. Deci personal i-am spus și voi spune, nu vreau să fac public, domnul primar, nu este. Deci aici e o adunătură exact cum se aude până... Domnul primar, vorbește așa, măi. Da, îi spun ceea ce mă doare. Dar... Domnul Bogdan, vă rog, Bogdan, nu adresați cuvinte jignitoare, nimeni nu vă rog. Dacă nu, nu ne putem înțelege, să știți că eu să strângi. O să ajung și la dumneavoastră. Nu am ajuns la dumneavoastră. Eu să sper ședința. Lăsați-mă să strângă over. Deci dumneavoastră săriți de sus. Lăsați oamenii mei și îmbijeți. Vă doare inima? Dumneavoastră a spus cu curățatura. Noi suntem în plutură față de dumneavoastră. Deci vă rog frumos. Așa a spus. Suntem în plutură. Cine? Domnule, să mi-a să faceți subatrieră. Vă rog, am rugat frumos să vorbească. Am spus destul de clar. Vreau un raport la poliție comunitară, după câte am înțeles. Au și prieteni care, vezi, doamne, poliția e degeaba. Îmi pare rău că mi-a luat domnul Vasile Presecaru, mi-a luat cuvântul înainte. Erau aceleași probleme. Și despre poliția comunitară și despre... Bun. Dar mare am răspuns. Pot să spun și la capul ăsta. Mulțumesc. Frumos. Voi fi foarte concis că nu pot să stau mai mult. Deci ideea este următoare. Și încă ceva, ca să... Domnul primar. Vreau să vă întreb, să vă adresez o întrebare. Dumneavoastră, personal, credeți că au făcut bine poliția comunitară când a dat în judecată primăria pentru pentru dreptul de rană din 2016? Eu personal... Vă dau un răspuns? Da, dar mă lăsați să termin. Eu personal... Domnul Vici, nu mai dați din cap, că dați degeaba. Da, sindicatul, nu eu. Nu e sindicatul. Da? Stați-o eu s-am pe ceva angajat, domnul Vici. Raportul lor? Domnul Vici, eu s-am un angajat și să dea firma mea în judecată, mă dă personal pe mine. Aia i-am pus întrebarea domnului primar. V-ați înțeles? Da, așteptați că de-aia. Haideți să vă doamnă. Vă greșești. Foarte. Vă rog frumos să fiți sincer. Respect. Da. Și înțelegem. Deschis. Mă copii. Și vreau să închideți capul ăsta la mine. Vă răspund la toate întrebările voastre. Bogdan. Deci, acum sincer, scurt. Trebuie să fim mai atenți în ceea ce privește modul în care, eu știu, când vorbim... Am înțeles, eu am vrut să spun doar ce spune lumea despre noi, că suntem o adunătură de fraierici. Așa spune lumea. Bă, da, bun. Păi, ai citat. E libertatea fiecăruia de să exprimă. Bă, da, doi. Referitor la poliție. Cam da. Să spun sincer și deschis. Există libertatea celui care este salariat atunci când se simte lezat în drepturile de care ar dori să-și îl primească, să se adreseze în unei instanțe. Ei sunt membri într-un sindicat și cu acel sindicat au încercat să-și apere interesele. Mi se pare că e justificat și corect. Cred că justificat a fost și poziția mea să nu reacord acelei drepturi, da? Din punctul meu de vedere, am considerat că e corect așa. Deci nu înseamnă că am făcut vreun abuz. Da. Eu v-am cerut părerea dumneavoastră ca persoană, nu ca institut, da, ca primar. Da, și ca primar. Că dar până la primar, mi se pare anormal. Nu mai discutăm problema asta de persoană. Eu zic ca persoană oficială. Deci eu îmi fac treaba din punctul ăsta de vedere. Bun, instanța va stabili cine are dreptate și o să vedem. Și înțelegem că dumneavoastră împăsuim un pic problema asta, nu? Nu, așa. Soluție din asta, să nu ne trezim că nu trebuie să dăm despăgubire din bugetul local. Așa v-ați exprimat, că din punctul meu de vedere am înțeles cu ei să mai soprească puțin. Ne trezim că să ne dăm ca să mă cine este de aici, domn primar? Asta are iese că lăsăm pentru o altă dată și le dăm bani, să prinească banii. Acum v-a dat un scop așa, ca să, băi, lăsați-mă că nu. Vă rog frumos.
Deci nu interpretați lucrurile aiurea. Exact, exact, dar banii nimănui. Există și varianta. Deci nu există să dea bani aiurea. Deci dacă este o problemă, trebuie discutată punctual. Deci nu s-a dat bani și nu se dau bani. Scurt și la obiect. Instanța hotărăște. Are cuvântul domnul Porumb. Vă rog frumos. Gata. Hai să începem. Domnul primar, referitor la salarii, am avut un punct de vedere. Păi nu, aici suntem, nu? Da, păi aici. Am ajuns la altă parte. Despre asta discutam, da? Deci am avut o intervenție, dacă vă amintiți, și anul trecut. Dumneavoastră spuneați că mă rog, la primele categorii, trei categorii de salariați, primar, viceprimar, secretar, prin lege nu s-a putut mări. Da, nu. La secretar nu prin lege. Trebuie să fii sub prin lege. Prin lege. Am înțeles. E obligat salariul vicinii. Prin lege, asta e legea. E forțat salariul vicinii, nu are voie să depășească vicinii. Asta e legea. Asta e legea. Prin lege. Bine, asta scrie și aici și aici. Zile. Hai să te-am la discuție. Hai să... Prin lege. Asta e legea. Te rog frumos, lasă-mă să vorbească. E colegul tău. Fără a depăși funcția... Așa, domnul Porumb. Gata, să se vorbește. E colegul dumneavoastră, trebuie să-l lasă în pace. Deci... Atât cât pot să-mi dau și eu cu părerea și am un pic de funcție și știți asta. Am mai văzut și alte instituții unde sunt servicii, să le spun, similare și am zis să avem o analiză mai obiectivă. Și eu știu, nu cred că bugetul comun este atât de mare cât să ne putem permite chiar cheltuieli cu salariile. Și mă refer concret. Prima consilierul superior, 2,61. Păi se apropie, sau este aproape egal cu salariul secretarului. Nu văd o ierarhizare. Deci aici aș propune o modificare să ne ducem mai jos. Superiorul blocat. Superiorul blocat. Nu se mai ești la superiorul blocat. De la principal, domnul Porumb, în jos. De la principal în jos? Da. Deci ăsta e blocat. Păi blocat la cât, domnul primar? A fost anul trecut salariul ăsta? Da. Deci de la principal în jos, înțeleg, au crescut salariile. Da. Cresc. Nu, adică s-a păstrat indicele și exact. Mărindu-se salariul brut. Minim. Inflația se crește. Nu brut. Deci automat inflația se crește. Mai aveți ceva, domnul Folu? Deci aici, da, aici dacă mă uit la consilierul superior, dacă de anul trecut nu prea mai am ce zice. Eu aici era o diferență mică între secretar și consilierul principal. Este blocat. Aici o aveam. Este blocat. Da, este anul trecut, mă rog, a fost anul trecut. Anul trecut aveam. Da. Ei, aici la 5200 știu cine are și se merită pe deplin, 5689. Nu dau nume, doar dau gradațiile, da? Și 5831 la principal, dacă scad la cei din gradația 4 și 5, o afectez pe cea din gradația 2 și nu n-aș vrea. Mai jos, nu așa mari, și ca să avem un răspuns pentru toți colegii, un salariu brut de 4.000 de lei înseamnă mână 2.400, ca să aveți așa un ordin de mărime. Bun. Mulțumesc pentru obiectivitate, domnul coleg. Să vede treaba că ești inginer, domnul dă seama foarte bine. Adică, nu numai mă bucur că unul de la opoziție a avut nu un punct de vedere. Stați-o leacă, domnule. E perioadă electorală, hai să fim sinceri. Deci, nu mai puneți, vă rog frumos, ați mai pus și aversiunea cu cultele. Nu suntem electorați, suntem în ședință electorală. Ați avut un punct de vedere obiectiv. Asta vreau să scot în relief. E altceva. Și ați făcut o analiză pertinentă în legătură cu dimensiunea salariilor pe care le primesc oamenii și m-ați raportat în special la netul ăla pe care omul le ia. Până acum explodam toți că e brutul nu știu cât. Netul este cel care este. Pentru că impozitarea muncii roșii... Mai primesc voucher, nu? La pe lângă. Adică brutul ăsta înseamnă dreptul toate veniturile, da? Mai are vreun sport? Cineva vreun nu funcționat? Nu sport. Fără sport. Nu. Deci, pe lângă brutul de aici, mai primesc voucher conform legii. Da, fără sport. Nu există sporturi.
Am zis, am întrebat dacă mai există vreun spor și mi-ați dat răspunsul. Nu. Da, mulțumesc, domnul Porumb. Nu, nu o mică completare, vreau să mai facă domnul Secaru. Conform legii, domnul primar, ca ordonator de credit și conducător unității, este obligat împreună cu compartimentul financiar, contabil, în luna martie și septembrie să afișeze public salariile. Și acolo scrie clar, domnul secretar poate să-mi confirme că dânsul este jurist. Este un paragraf F sau G în lege și articolul 11, parcă, spune așa, să se afișeze în locul public. Deci public acolo, la afișier afară. Nu aici pe hol, amestecat cu niște hârtii care nu înțelege nimic. Și acolo domnul Porumb, ca să dumneavoastră a spus din net, da, așa este, netul e 2400, dar contribuția aceea tot la el vine. Și acolo, în afișajul ăla, când o să facă doamna contabil, cu semnătura domnului primar, acolo apare, scrie clar, să pun nomele de hrană, voucher de vacanță, premii, toate alea, toate să fie afișate acolo. Și atunci o să se vadă. Vă mulțumesc, domnul președinte. Deci asta, domnul secretar, vă rog frumos, eu o să urmăresc. În 15 martie vin aici să verific. Consider că discuțiile au fost epuizate și supunem la vot pe punctul 4 de pe ordinea de zi. Cine este de acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru abțineri. Dar n-ar fi să ați fost de acord? Nu v-am văzut ridicând mâna. Cam G. Pe dumneavoastră și doamna Drâncean. 10 din 12. 2 s-au abținut și 10 au abținut. Deci 10 din 12 abține. Cine se abține? 2. Nu, dar ridică mâna. Da, am văzut că ridică. N-ar ridica, domnul. Deci a fost deci 9 voturi pentru și 3 abțineri, da? Președinte, a fost adoptat proiectul de hotărâre cu majoritate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de, vă rog frumos, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor învățământului preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020. Aici prea multe discuții cred că nu o să există, din cauza că asta este o lege dată. Așa, cine, dacă e... dau cuvântul domnului primar sau domnul secretar care vrea să vă explice... Păi spune foarte scurt. Deci e vorba de prevederi legislative care ne obligă, în calitate de administrație publică locală, să susținem asemenea tipuri de cheltuieli. E vorba de bursele școlare. Deci, în urma discuțiilor purtate cu școala, să dați o concluzie. Deci, bineînțeles, cei care au merite, mediile cele mai mari, care să primească... Exact. Bursii care vor fi date de toată perioada până la sfârșitul școlar. Bun, să punem la vot. Și toată lumea, votul la 12 voturi pentru. Nu mă așteptam să fie discuții la punctul ăsta. Sunt 22 de copii, cred că ați observat în documentație. Cei meritori și mai trebuie să fie. Quantumul unei burse ați văzut, este 100 de lei, e lunar. Ah, ține cu anul școlar. Da, dar nu i-am calul. Hai, domn președinte, să-i rău notor. Bun. Punctul 5 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului de ajutoare de mormântare și ajutoare de urgență pentru anul 2020 persoanelor aflate în situații deosebite, domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Comunii Urecheș, județul Bacău. Și asta este o totul prevăzut în lege, aceste ajutoare sunt prevăzute în lege. Și vă rog, dacă domnul secretar sau domnul primar, dacă sunt ceva comentarii, vă rog să solicitați. Știm cu toții, de fapt, erau discuții de anul trecut, în care stabilisem împreună cu toată lumea, să stabilim printr-o hotărâre de Consiliu, tipologia acestor ajutoare, ca să le acordăm oamenilor să meargă treaba în mod fluent. Deci sunt ajutoare la nivel minimal pentru cazurile deosebite care necesită intervenții. Și ați văzut că e necesară treaba asta în diverse situații pentru oameni aflați cu adevărat în nevoie. Da? Cam asta e. Bun. Supunem discuții? Una scurtă. Da. Deci l-am spus. La inițiativa domnului primar se aprobă pentru anul 2020 un număr de 15 ajutoare de înmormântare și a câte 1000 de lei quantum a familiilor singure. Și mai e una, se aprobă în 2020 un număr de 15 ajutoare de urgență, cu un quantum tot de 1000 de lei.
Deci în total... Cazul special. Cazul special, dar... 10, 15, 20. 15, da. Domn primar, anul trecut, în 2019, am avut parcă vreo 3 cazuri chiar așa foc automat în ianuarie. Este așa sau nu? 3 sau 4? După, da. După au mai fost pe parcurs 1 sau 2, cred că 5 în total. Și au mai fost cele nesoluționate, să știți. Au mai fost cele nesoluționate, da. Totuși, nu-i cam... Eu înțeleg că lumea amărâtă, mai majoritatea care vin și cer ajutorul, sunt persoane care nu prea contribui la bugetul comunii. Dar sunt dintre ele rudii sau... Dar chiar ei, cât sunt în viață, vrea și el aia, vrea și el aia, vrea și el aia. Și la unul când săracul, că așa toți mergem acolo, vin rudii la primărie, țâr-țâr, domn primar, sau îi se adresează la domn secretar, să-i dea. Ori puteam să lăsăm tot așa cum era, băi, care vine, vine. Dumneavoastră ați prevăzut în buget așa ceva? Da. Ați prevăzut? Da. Haideți să vă spun ceva. Da. Era bun, deci ai venit, ai prezentat hârtiuțe sau în regulă, dar am ajutat, că asta e, da, să faci dinainte așa o... Auzi? Mai bine cu ajutorul. Domn primar, mai bine cu ajutorul de urgență. Auziți? Eu să-l văd că merge la lucru, are o familie, merge pentru 13 milioane, nevasta crește doi copii acasă și băi, colegă, tu ce faci? Păi eu te s-am mărât, domn primar. Ce vrei să faci? N-am gar, n-am aia. Cam ia de aici și dă-i înainte, merge viața. Așa, n-am făcut nimic toată viața. Știu că eu se cade electoral, pierd voturi. N-am treabă eu cu pierderea voturilor. Eu vorbesc că așa este. Omul care e cinstit și muncește și majoritatea din comuna Orehie și plecat afară. Mai suntem la votare, dacă tot o luăm așa cu voturi, dacă vin 1000 dinși. Așa că nu e o problemă. Deci mai trebuie și o lea de treabă. Vine gripa, da. Vine gripa, da. Doamne ferește. Are cuvântul Domnul. Ce vrem dăznesc mustrare, spui celui robin de soare. Spune la da, în tragedia omului. Atenție, oameni. Deci, cazurile astea, mă, sociale, sunt la nivelul acestei țări și trebuie să le ducem. Că vrem să apărăm, asta este. Ați văzut și acum punctual, și anul ăsta am avut situații când trebuiau gestionate. Și le-am gestionat fără ajutorul primării, stați miște. Deci, sunt oameni cu dificultăți reale. Reale, să știți. O având de șansa să fie bolnavi, să n-aibă capacități intelectuale suficient de dezvoltate. La urgință, doamne, nu la... Așa. Sunt oameni care au nevoie de sprijinul nostru. Vrem sau nu vrem, asta e adevărul. Sistemul ăsta se practică în toată lumea și ați văzut că s-a practicat în România din 2003 în special, de la 1 ianuarie. Asta nu e sistem liberal. Și se mai practică. Acum, e adevărat că a scăzut în dimensiune. Și numărul dosarelor pe care, de exemplu, noi le avem umplat, acum a scăzut sub jumătate din ceea ce există odată. Iar în cazul de tipul ăsta, oameni foarte chinuiți, oameni foarte săraci, oameni cu probleme grele, oameni bolnavi de cancer și alte chestii, nu cred că trebuie să aibă, din partea noastră, o atitudine de respingere. Dar ăia intră la... Doamne ferește să ai nevoie de ceva special. Nu se știe. Dar ăia intră la alte categorii. De asta spun. Nu trebuie să fim răutăcioși. Ba nu e răutate. Să fim răși înțelepți, că este foarte important. Vă mulțumesc. Sănătate. Mulțumesc cineva, nu. Supunem la vot, vă rog frumos. Supunem punctul 5 la vot. Pentru... O abținere, da? Domnul Prisecaru va abține, da. Păi da, mi-a spus părerea și zros. Mă sucesc eu? Eu îmi fac datoria să întreb. Păi da. Permitem domnului primar și să le retrag din casă. Nu vă supărați. Și majoritatea consilierilor de fapt spun, băi, ai dreptate, da? Când se votează, că așa trebuie. Trebuie să voteze. Domn primar, aia. Din partea colegiilor, dacă vreți să... Da. Foarte scurt, foarte, foarte. Nu te să plec, nu vă supărați. Dacă tot plecați dumneavoastră și dacă îmi permiteți, da. Sunt veniți o parte... Da, dumneavoastră, să cer care ați inițiat și ați invitat... În legătură cu taxa contractoarelor. Este extrem de mare și vreau să îi faceți pe cetățenii din Cunățel să înțeleagă de ce au și 400 de lei taxa plus 150 de lei impozite. Ca să facă să înțeleagă și că la tractor să nu vorbim. Așa, și de drumul de alea vorbim după la diverse. Deci, la capitolul tractor. Știm bine... Este vorba că în legătură cu alte comune, mult mai puțin, la un sfert de preț față de comuna noastră Urechești. Eu n-am știut să le explic în mare parte, pentru că eu n-am fost când au fost fixate taxele. Așa și vreau să aud chiar de la dumneavoastră, dacă tot ați venit în ședință. Deci, mă, fraților, ideea este așa.
Eu oricum o să taxele cer un raport pentru taxele locale. Taxele locale anul ăsta n-au mai fost mărite cu excepția gunoiului. Da, e prima dată când au venit. Stați-o la. Și deci, de multe ori nu vă găsește dumneavoastră aici? Cum, fraților? Dacă un om care nu și-a luat concediu de atâția ani de zile nu este prezent la primărie sau a fost vreodată duhnit de băutură, atunci n-a spus nimeni când a spus aici din cauza că... Deci eu sunt omul care nici nu beau și vești la servici. Asta nu înseamnă că n-a spus aici că a fost plecat cu alte treburi. Dar cu majoritatea dintre ei eu m-am întâlnit. Cum dânsul? Domnul Boce, m-am întâlnit săptămâna trecută, nu mi-a spus nimic de taxă. Cu Marian. M-am întâlnit permanent, nu mi-a spus niciodată nimic de taxă. Stați-o am plătit 4 milioane, plus 100 de lei, iar erau... Două taxe la aceeași. Da. Cu Mareș. Avem aici hârtii. Am plătit 4 milioane. S-au plătit taxe. Stați-o-le. Impozite. Stați-o-le. Deci, taxele sunt stabilite în funcție de ordine de deci, până la 45, de la 45, peste 45, până la 100, de la 100, peste 100, da? Nu, primar, vorba este că am înțeles care e problema, problema e foarte mult. Deci, lasă-mă un pic. Deci, aceste taxe au fost stabilite în trecut. Când s-au stabilit taxele în decembrie, dacă mi-am amintesc eu bine, vă rog, n-a fost niciodată discuții ca să scadă nivelul lor în decembrie. Acum, fiind prevăzute deja în buget, aș minți că mâine pot să promit acestor oameni că să-i scădem taxa nu știu cât. Eu deci, trebuie avut în primar că îi face un raport. Vă rog frumos! Deci trebuie avut în vedere să facă o solicitare dânsii și la bugetul următor să aibă în vedere cei care vor fi în Consiliul Local să le scadă taxa. Anul. Da, să-i scadă taxa la jumătate sau deloc, poftim, asta e altă discuție. Așa? Cei care vor fi întrituiți să iau asemenea măsură, vor putea să o ia. Eu vă dau cuvântul meu, că voi face un raport pentru jumătățirea... Da, în decembrie tu ai fost de acord, Bogdan, cu buget. Băi, omule, când n-am văzut nimic. Păi, deci n-aș mai fi vorba de aici... Nu, în 2018 era. Nu, era când am văzut. În decembrie n-am văzut. Anul ăsta, în decembrie. Atâta mi s-a spus că nu se măresc. Bogdan, bine. Deci știm bine că la buget lumea a fost de acord să nu mai crească la nimeni taxa. N-am discutat nici descăderea lor. Am discutat doar cu creșterea taxelor la gunoi. Fiind obligați să o mărim, nu obligați. Și la gunoi, da. Și la gunoi a trebuit să o mărim. Nu, nu ne supări cu noi. Faptul că suntem în această structură asociativă și în fiecare an e necesar să mai crească valoarea plății pe care noi o facem. Și mai fac o precizare, dacă tot discuteam de gunoi, așa. La gunoi, anul trecut, s-a achitat o mare parte din datorii, o să mă rămas ceva și pe anul ăsta, dar totuși, ceea ce este încurător, e faptul că valoarea facturilor a mai scăzut. A mai scăzut valoarea și ceea ce e bine. De la facturi de 20 și ceva de mii, s-a dus undeva sub 15.000 de lei, ceea ce este încurător. Da? Deci, Bogdan, am în vedere, și chiar te rog frumos, poate să fiți în Consiliu, eu vreau dragi colegii din Consăteni, deci nu suntem împotrivă, cel puțin declarativ la momentul ăsta eu, așa? Nu suntem împotrivă, sub nicio formă, toți cei care veți mai fi în această structură, așa? Veniți cu ideea, ea trebuie aplicată, n-am nimic. Domnul primar, mai am o problemă. Următoarea ședință se poate să vii toți președinte în legătură cu poșurile. Președință de asociație, da, discutăm, o să vă chem să fim la viitoare, după primar, tematic pe distanță, da? Păi să fii de față și în Consiliul Local, nu? Că fac președință, asta vreau să... Președință de asociație fac ce vor cu pășunea din comuna noastră. Ce vor ei? Împărțește cui vor și cum vor. Asta e problema cea mai mare aici. Dragii mei, dacă vă amintiți bine, eu cu toți, inclusiv cu tine, am avut discuții de multe ori în legătură cu Islasul. Și am spus așa, mă băieți, într-o structură asociativă, aveți libertatea ca de la un an la altul să vă primiți mai mult sau mai puțin în funcție de efectivele pe care le aveți. Corect, da? Da. Am fost de acord. Da. Acum, de felul în care dumneavoastră vă exercitați drepturile, trebuie să le mai discutați și în interiorul asociației. Da, da. Da. Știu că există o problemă punctuală la Cornățel, ceea ce nu mi se pare... Nu mi se pare că este de nedepășit.
care urechește zlobozia să ne ajute Dumnezeu cu sănătate. Au islav, este islav atât de mult la dispoziție. Nu are nimeni motiv să se plângă. Problema este că Nelu Trif a făcut vânzarea niște, cineva de la Jud a făcut vânzarea la Nelu Trif, așa că cum ți-aș da la tău o țigară la crâșmă și vine și solicită pășune la comuna mea. Nu convine. Eu știu ce știu. Ce așa e ideea. Știu prea bine. Vă rog, doamna Mitărița e președintă de asociații și împărțește pășunea cu evreii. Eu cu 400 de oameni, 17-18 hectare și ea e 30. Domnul Stoica ia 11 hectare pe 3 vaci. Nu se merge. Eu am 400 de oameni, 3 vaci și 3 cai. Și am și porci. Cât lume. Eu sunt crescător, nu știu, tot eu. Vii cu oile la slobozie, vii? Viu, cum să nu viu? Dică să mă duc la țigară, tămășoaie, vin la slobozie. Ascultați-o la mea. Dar am 400 de oi și pus, mai vine și 150 de oi din sac. Deci, ce face? Adică toată lumea zice că oile mele, oile mele, dar dă-le și lor la ăștia cu 3-4 oi. Dă-le și lor, că și-i contribui la noi la comună. Hai să-ți dea răspunsul. Deci, pe anul ăsta nu s-a tranșat problema islazului. Pe anul trecut, dacă ți amintești tu bine, chiar ai primit și în zona Urechieștiului, tot nu de ideea. Nu, domn primar, cu 2 ani. Acum 2 ani. Așa, le-ai primit și în zona Urechieștiului. Dar nu vreau cu numele să-mi iei 10 hectare. Bun. Eu vreau de pășunat. Bun. Cu numele ai, ai solicitat să-ți dau în anumite zone în care, așa, te-am înțeles, ai fost ajutat. Deci, dar faptul că tu ai crescut efectiv, mă bucură și așa a scăzut numărul de animale în comuna Urechiești și în perioada următoare trebuie să găsim o soluție să vedem care-i treaba. Deci, gândiți-vă că cu 6 de ani mai poți sta lungă. Deci eu n-am spus că vei rămâne cu aceeași suprafață. Discutăm și dăm fiecăruia în funcție de efectivele pe care le are. Consiliul local. Dar este bine faptul că... de asociație ca să... Vasile, Consiliul local, Vasile. Nu este o situație insurmontabilă. Nu este greu de depășit. Stați calm. Cred că din partea mea ați avut destul ajutor. Da, să vă spun. Ai avut ajutor sau nu? Da, nu zic nu. Te-am blocat vreo dată în situația? Vreau să nu încalce regulile, să se pui în capul oamenilor. Ce vrea să fac ea? Să ia-i pășunea toată pe deal la noi. Păi pe deal la noi, Ce facem noi cu vacile astea? Unde ducem? Sau uite-și cum simt lucrat. Pentru doamna Victorița să-și iei gas. Ea a zis că ia dealul tot și țarul lui toate. Păi dar să o pun ea că e președintă de asociație. Trebuie discutat problema asta, discutată în interiorul asociației, cu primăria, cu consiliul. Deci vedem ce soluții dăm acolo. Nu, cred că e chiar atât de imposibil. Păi, e problema la ea cea mai mare. Și în legătură cu tractoarele, domn primar. Eu bănuiesc că ei au un stat la primărie cu dosar să-ți faci ce vrea ea cu noi. Hai, păi, nu să-i dau voie, că i-am spus că votăm președință. Voi aveți dreptul. Toți membrii să votăm să dăm afară. Nimic nu poate nimeni să iei. Și încă ceva. Deci de câte ori vine la primar ce face cu dosar, cu hârtii, cu ceva. A unui copil. Domn primar. Mi se trimite. Da. De la armă. Le se pune dosarul în mână, du-te la bacău cu el. Ce dosar? Datoria. La unui copil, la alocații experimentale sau cum e. Mi s-a pus dosarul în mână, ne-am luat bacău. Nu e bun, vină înapoi. Deci e corect? Foarte ce spui? De ce? Dosarele nu le duceți voi, adică numai dacă vreți în mod special să mergeți cu ele. Vreți să vă că eu l-am dus? Te rog frumos să vă las și spun. Dosarele le duc eu personal de fiecare dată la bacău. Doar cei care doresc în mod exclusiv, în mod special să meargă ei, ăia își au dosarele. Domnul primar, nu a venit aici. Vă rog frumos. Deci dosarele le duce primarul și fac lucrul ăsta de ani de zile. Ești singura persoană care a venit și a spus că și-a dus el dosarul. Ceilalți îți duce de primar. Domnul primar, eu vă întrebați-o pe Anca, dar eu am venit cu fata aici. Avut o problemă la dosar, a venit, a adus dosarul, a zis că e bun. Bun, îl duce Anca. Vine înapoi, o sună, nu știu ce face, vine înapoi față. Tatăl, uite, a zis că nu-i bun, că mai trebuia aia. Sunt situații în care dosarele sunt respinse de instituțiile în cauză. Da, da. Atunci trebuie luată procedura. Cineva acolo să știe care e problema dosarului. Rămâneți, vă rog, până se termină ședința. Nu vă temeți. Ce mai e?
Stai, mai avem câteva puncte, stai jos. Gata, vă rog frumos, luați-o, luați-o, vă rog frumos. Luați-o și plecați acolo. Atunci plecăm toți, evacuăm sala, dar ne ridicăm și plecăm. Domnule, pe la Bucureștiu, cu cine așa, eu pot să stau aici, am băneam pe toate la mine. Domnule, pe la Bucureștiu, cu cine așa, Proiect de hotărâre pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor unde se vor presta activități în folosul comunității pe raza administrativ-teritorială a Comunii Urechești, conform hotărârii judecătorești. Îi dăm cuvântul domnului secretar, după care intrăm în dezbatere. Vă rog frumos, mai ca să meargă mai repede ședința, să fim corect și să nu ne mai contrazicem, că nu are sens. Ne întâlnim pe drum, mânii poi mânii doar, n-o să fim toată viața aici. De asta ne-am întâlnit timp de 20 de ani și ne-am întâlnit pe drum și ne mai întâlnim 20 de ani. Vă rog frumos. Domnul secretar, aveți cuvântul. I-am dat cuvântul. Da. Îi 10 mai Lăsăm noi ca materie. Hai, domnul Vasile, domnul Vasile, că este, bă. Ce Dumnezeu? Vă rog, nu rătiți la rând aici. L-am dat la toată lumea. Hai, domnul Vasile, da. L-am dat la toată lumea. Ești mică. Bun, proiectul ăsta de hotărâre a fost mai mult inițiat la, sau să zicem, înainte cât în ședință, la propunerea compartimentului executări silite. După cum știți, avem dosare în instanță în vederea stingerii debiturilor restante la taxe și impozite. Amenzi foarte multe pe care nu le putem recupera pe linia de executări silite, deoarece oamenii... Ha, vă rog, păstrați liniștea ca să puteți auzi și să discute. Deci când pot să reiau discursul, să-mi spuneți. Păi acum. Așa. Deci ziceam de faptul că pe linie de executări silite sunt foarte, foarte multe persoane care dețin debite la bugetul local. Bun. Aceste debite nu se pot recupera pentru că oamenii nu prezintă venituri. Nu găsim altă cale. Ce s-a întâmplat? S-a inițiat prin procedura judecătorească înaintarea dosarelor în vederea stingerii debitelor și înlocuirea sancțiunii amenzilor cu munca în folosul comunității. Da? Adică o persoană, dacă are amendă, instanța dispune anularea amenzii și stabilește un număr de ore pentru a munci în folosul comunității. Bun. Pentru a se stabili o astfel de activitate, ordonanța numărul 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, stabilește că aceste domenii și locații speciale trebuie să fie stabilite prin hotărâre de consiliu. Bun, dacă veți observa și în proiectul de hotărâre, aceste domenii, bineînțeles, sunt stabilite tot prin legislație, evident, și sunt următoarele: întreținere de drumuri, șanțuri, poduri, odețe. Acțiuni, eu știu, de dezăpezire, împrăștiere, material antiderapant acolo unde este cazul. Depinde. Întreținere și activități de curățenie în școli, alte așezăminte culturale. Spații verzi, oricum baze sportive, depinde de caz la caz. La noi, la Comuna Urechești, pot fi și distribuiți în parcuri, în curtea școlilor și așa mai departe. După ce vom înainta această hotărâre, primarul împreună cu domnul viceprimar, cu postul de poliție, inclusiv poliția locală,
Acele persoane cărora li s-a emis deja o hotărâre judecătorească vor trebui să le se inițieze mandatul care trebuie dus la îndeplinire maxim 6 luni de la emiterea hotărârii judecătorești să presteze această activitate. Există în spatele proiectului de hotărâre, dacă veți observa, și un regulament pe care trebuie să se țină cont atunci când aceste persoane vor presta activitatea respectivă și să dea Dumnezeu să scăpăm din bugetul local de aceste termene și să ducem la îndeplinire. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de acest proiect? Sunt întrebări? Nu. Să punem la vot. Deci este o procedură necesară pentru desfășurarea activității în continuare pe această linie. Se supune spor la muncă. Deci spor la muncă, da. Deci toată lumea este de acord, da? Da. Bun, punctul 7. Proiect de hotărâre. Da. Punctul 7. Proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 2050 de lei lună, așa, în vederea acoperirii costurilor lunare de întreținere a doamnei Alexandru Elisabeta, persoana aflată în centru rezidențial pentru persoane vârstnice. Viața liniștită din comuna Mărgura, județul Bacău. Deci aici e vorba despre o femeie de la satul nou, care dumneavoastră cred că este situația, este o să la poftiți. Aș avea rugămintea persoanele prezente să nu aibă, nu au dreptul la cuvânt. Da? Nu interveniți, este ilegal. Am dus-o eu la mare condiție. Se scrie cineva. Era o lume acolo, în toate categoriile, cu studii superioare și cu studii. Dar, în schimb, are tot ce trebuie așa. Astea sunt trebuie. Dar mi s-a dat materiale, domnule, atunci în ședință. Deci, citească ca să audă și... Referitor la acest proiect de hotărâre, dacă îmi permiteți, domnule. Ia cu astea 27.500, ea are 57.000 de lei, ea are 700.000 de lei, ea are 20.000 de lei, nu trebuie nimeni. Deci, există o cerere înaintată, la nivel de primărie, această bătrână, situația, cred că mulți dintre dumneavoastră o ați auzit, că este destul, are 84 de ani, cu o pensie de 704 lei. Are piciorul drept, dacă nu mă înșel, de gerăturilor, i s-a amputat o parte din piciorul drept. Datorită documentelor medicale, putem să, nu știu dacă vi le-am înaintat, se află la dosar. Avem cererea la sunt documente la medicale care atestă că are și o stare materială foarte precară. Din ancheta socială efectuată de compartimentul de specialitate, bătrâna nu deține casă în proprietate. Deci, cum s-a auzit că ar fi trăit cu cineva, da, e adevărat, dar nu are casă. Rude apropiate în zonă, nu este absolut nimeni care să o poată susține financiar și să-i poată acorda. Era un bun client, domnul Bogdan, nu? Domnul președinte. Domnul președinte. Da. Nu are copii, nu are fată, nu are niște care... Ar avea un băiet în Anglia, în legătură eu cu Noel Sagi, la Galați. Dar asta a fost o femeie, zic eu, din comunitate. Mi-a spus că nu știu, e bărbată și cu asta nu știu. Nu e interesant. Asta am putut. Acum înseamnă să supere domnul prin dumneavoastră, că deja ați mai luat un client. Da, vin la vizită doar 4 milioane, eu care am luat deja 4 milioane la ea și tot vizitătoria. Aveți cuvântul, domnul. Mulțumesc, domnul președinte, pe subiectul acesta care îl dezbatem acum. Deci, cum am înțeles, nu cunosc persoana, are o vârstă înaintată, Dumnezeu sănătate, sunt 100. Dar cum am înțeles, care persoane care o cunosc, deci din start nu figurează în... Nu. În comuna Orecheș, cum a spus dumneavoastră. Deci nu are domiciliu. Are domiciliu. Nu deține propriu. Nu deține, păi și cum are? Nu mă un pic. M-am scris la cuvânt. Bun, a trăit cu un domn Câmpureanu, nu Mărmureanu, Câmpureanu. A luat un spațiu dânsul, nu? Dacă a fost căsător. Da. Și dacă el e mort acum, a rămas dânsa în moștenitoare. Păi am înțeles de aici că nu. Locuința lui, a venit fata ei, e fata lui moșu. Cred că vine zeleză sau ca la cele. Bun, eu nu știu ce să spun. Deci, un detaliu ca să nu vin întind. Deci casa aia nu este casă. Este o casă dărâmată. Au căzat tavane, pereți, eu am fost acolo. Deci, într-un stil social,
da, dezastros. Deci nu e de trăit. În 2020 nu poate trăi un om în condițiile care s-a acord. Dar sunt, pe mai înainte spunea domnul primar, pentru aceste 30 de persoane sau 15 care sunt în situații de urgență, trebuie să... Da, dar știu, domnul Mișcă, aveți treabă. Scurt, deci să o duci și să o trimiți o femeie așa la un centru rezidențial, și care de fapt nu se știe de unde vine, cum vine, când vine, are 704 lei. Mult, sunt un milion de cetățeni în România care au 704 lei pensii. Un milion de cetățeni. Deci dăm noi în fiecare lună. Asta e, va exista un precedent aici. Deci dacă și spun, dacă primăria ne-a acordat mii, lucru tare, că s-aude, 2050 lei, dau una vală. Deci nu că e toată lumea la primărie. Deci eu nu zic. Da, 20 milioane. Vă spune, vă că atins colegul meu. Deci, noi creăm prin asta un precedent. Asta trebuie să avem analizat. O faci. Deci, o să vină și Marița și Vasilca și nu știu cine la anul și spune, de ce am ajutat pe cineva care... Păi îți dă testina, să spune, băi, dar locul tare, ce e așa? Deci, mai ales că nu prea, n-are casă, n-are... Stai cu mine. Nu am nevoie. Eu am bătut și de asta cu ea. A găsut-o în gara la Onești cu picioarele amputate acolo, era frică fără să zic. Te-a s-o ajutat. A avut-o cu poliția de la Onești. Asta se pune la voce și gata fără comentarii. La satul nou acolo, a venit un grup de oameni în satul nou, a făcut poze și fotografie acolo cu ea. M-am pochit ca a doua zi cu ea abandonată cu pescările. Am dus-o la centru de noapte de la Vinșoara. De acolo a venit Vișoara cu ea, cu ea în pijamare și vaide capul și discurs, mi-a pus-o în fața primăriei. Puneți-mă în situația dumneavoastră ca să o pui în fața primăriei, să-și pe. Nu ne putem pune în situația dânsii, că asta numai la domn Dan în Crâșmă. Nu, cum la urmane am spus, eu nu știu, mi-am spus legal. Deci, da, apelam la un ONG ceva. Da, bravo, eu nu știu cum. De cine am apelat? Cetățeni, vecini, am apelat de zeci de ori la dumneavoastră să faceți un drum. Al dracului drumul ăla nu s-a apelat. Referitor pe speța respectivă, după părerea mea, cred că cel mai competent ar fi domnul secretar să dea lămuriri dacă este conform cărui act normativ sau am făcut noi acest proiect de hotărâri. Deci asta este problema și să terminăm balamucul, că merită, nu merită. Domnul secretar, vă rog să spuneți proiectul de hotărâri, cum l-ați făcut, exact, în baza cărei legi. Exact, la gara la Onești, aș lua pe cineva și ajutați-l. Nu. E aceeași problemă. Nu e aceeași problemă, atâta timp cât... Cât am răcuit în comună, nu e aceeași problemă. Baza legală prin care s-a făcut proiectul de hotărâri, asta este problema, care trebuie să răspundă domnul secretar să ne spună. Baza legală, scurt. Și Consiliul votează. Da sau da? Da. Deci, baza legală. Da. Articolul 129 din codul administrativ la aliniatul 6 aliniatul 7 litera B spune următorul aspect. În exercitarea atribuțiilor prevăzute în prezentul articol, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind. Și litera B precizează servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și altor persoane sau grupuri aflate în nevoie specială. Deci, una din atribuțiile autorității deliberative este să asigure anumite servicii, în limita competențelor și potrivit legii. Având în vedere că acest proiect de hotărâre nu este însoțit doar de acest act normativ. Dacă veți privi în preambulul proiectului de hotărâre, sunt menționate mai multe acte normative. Eu la momentul de față nu vi le pot expune, că asta însemna să vă explic în primul rășit. Este vorba de un om în vârstă de 84 de ani care, în afară de faptul că este bolnav și a avut o nevoie specială, nu știu dacă din punctul nostru de vedere îl lăsăm în stradă. Dacă dumneavoastră vi se pare normal, hai să punem la vot. Deci, din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. Preparul, ce scuze eu. Trebuie să susținem. Gata, hai.
Să se supună, dumneavoastră decideți dacă sunteți... Hai numărați. Numărați-i noastră. Să eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voturi pentru, da? Abține, împotrivă. Eu mă abțin. Și eu, mă largi ca numărul. O să punctul 8, proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședință. Domnule președinte, vreau să propun și eu pe domnul Dogaru Vasile din Sat Lobozia, Hămânărechești, să ne onorezi ca președinte ședință în luna martie. Domnul Dogaru Vasile. Sunteți de acord, domnul vice? Da? Cine este pe... Eu, mă scuzează, președinte. Aproape brațe. 11 voturi. Și eu vă mulțumesc. Vreau să dau răspund la băieți că o pică jumătate, jumătate au rămas. Da, domnule, secunde, domnul... Domnule, nu s-a încheiat ședința. Luați loc. Numai dezastru faceți aici. Toți vă ridicați cum vreți și plecați. Băi, domn Costică, domn Costică. Te rog o secundă, că băieții vor să pleci. Așa, vă rog. Și problema tractoarelor. Ca să fiți înțeleși că plecați de aici, nu ați înțeles nimic. Sigur, voi nu știți ce ați dat azi. Uitați-vă bine la mine și vă spun eu. Taxele, taxa pe tractoare s-au pus în 2018 decembrie la taxe și impozite. Atunci tot Consiliul Local am discutat toată hărțăvăra aia ce. Și am spus, tractor de 45, de 35, de 110, de dracu să le iei. Tractor, a fost. Și le-am pus prețurile. N-a intervenit nimeni să zică, domnule, tractorul de 45 de cai putere îi 5.000, 5 milioane sau cât vine, 500 de lei. Cât? 500, 500 are ca toți mâna. Și la de 65 poate să fie... Așa mai poate 300, cât este. 300, nu, da. Vezi că e trecut în hârtie ce? Este Dai Bogdan în hârtie. Așa. S-a făcut, a rămas valabil pe 2019, a fost 2018 decembrie, a fost așa din exact pe 2019. N-a zis nimeni nimic. Ați plătit, anul trecut cu tractoarele, o parte n-ați plătit deloc, o parte a dus tractoarele în altă parte, nu spun cum mă urichești. Sunt alte comuni. Să tractorul în comună și faci pământul, uite așa, răcăii și plătiți în alte comuni. Domnul Dogaru, când am fost discuția... Bogdani, Bogdani, te rog frumos. Când a fost în decembrie, am 2019, anul trecut, pe taxe și impozite, a venit circulară și așa. Nu mărim taxe și impozite cât gunoi. Noi n-am mărit nimic, nici un tractor. Tractorul a rămas, Bogdane, te rog frumos. De impozite care l-ați făcut în 2018. 18. Păi eu de ce vorbesc? În 2018. Fă-le să-i înțeleagă. Băi, dar nu-i înțeles tu. Băieți, o înțeles. Pe un hectar faci 18 milioane. Băi, băieți, băi, tași din gură și lasă-mă în pace. Fă-le să înțeleagă chestia asta. Aute, care nu știu. Băi, nu înțelegi tu. Bine. Taxele au rămas așa și taxele. Nu s-au mărit niciun fel de taxe. Nici nu s-au mărit niciodată înapoi. Eu știu ce vă doare pe voi. Că e taxa scumpă la tractor. Specific că domnul Nero, că îl ții în ogradă și faci jos. Băi, băi, Bogdani, vorbești tu, când vă ajutat eu. Taxele nu s-au mărit. Voi, ca să scapați de taxa asta, anul ăsta o plătiți. Moartă, coaptă... Dar s-a plătit odată 4 milioane și odată... 150. 150. Asta e taxa pe venitul tractorului. Taxa pe venit. Domnule, băi Ioan. Băi, frădăi, ascultați la mine. Care arbă? Eu am și eu. Păi ce? 35 de cani. Păi de 2 milioane pentru... Păi dar e mult! Ia să te pui și bătarea Mihai acolo. Păi ca să scăpați, ca să... Păi nu să scăpăm! Asta și urmează, domnule, că a trecut în... A trecut în... Ca să treceți taxa asta, să obiți mărați taxa, voi la jumătatea anului, octombrie, septembrie-octombrie, veniți toți, faceți o cerere de reducerea taxei pe tractoare, că poate 35 de ani și îmi dă la 90, pe fiecare, ca pe bugetul local. Când se face taxe și impozite anul ăsta pentru la anul, să fie prinsă modificare. Că dacă nu, vin, nu vă trezeți din somn din august, la anul mai dai zi. Ia, nu-i problemă. Da, asta e problemă. Bun. Asta e problemă. Cu gunoiul. Care nu ajung, la cine nu ajunge mașina, îți plătească gunoiul? Stai, nu înțeleg. Eu am mai spus. Ia mai spus. Și iar eu mă cer jos cu ei. Așa. Cu gunoiul. Da? Da.
Bă, băieți, dar deci, eu mă cer că a plecat în dreptate. Nu, are dreptate. Dar nu, are dreptate. Deci Laslo Botii este de bine. Laslo Botii, știi ce face? În ziua când e programată în joia, omul care are bumbări, îi stă sub acelui de pasă. Știi ce face? Își ia cu noi în săracul, domnul vă rog, tehnicheaua, și-o duci 100 de metri că mașina nu poate intra nici de gard, nici de copaci. Dar eu am 100 de metri și nu știu unde stai tu. Știți unde pot ești? A, știu. Domnule, eu spui ce la mine. Eu spui ce la mine. Nu mai o secundă, vă rog frumos. Domnul Dogaru, vă rog frumos, două secunde. Domnul, ați închis ședința? Nu am închis, doamne, ședința, dacă toată lumea văd că vorbește fiecare în legea lui. Domnul Secretar, să dea lămurița. Gata, domnule, ce zi de capitolul ăsta, să dea lămurești la domnule. Știu ce au de făcut, vă rog frumos, următorul punct și cu asta încheiem. La diversi, vreau să vă spun ceva. Să-i mulțumesc domnului Ungureanu că a venit. Ce vreau să vă spun? Ați spus data trecută că vreți să luați un interviu domnului primar. Eu n-am nimic împotrivă. Nu, n-am nimic împotrivă. Foarte bine că-i luați. Dar ce v-aș ruga? Nu, asta le știți dumneavoastră. Veniți și în satul nou, Lunca Dochie și Cornățel și luați interviu la cetățeni dacă sunt mulțumiți de activitatea domnului viceprimar, a domnului primar și a consiliului local. Să verificați interviul de atânsul la fața locului, atânsul la fața locului, nu la locului. Deci, în față de însuși și cetățenii spate. Veniți, domnul primar, și faci interviul cu mine. Deci, domnul primar, în față și cetățenii spate. Și la satul nostru, i-am spus satul.